Noi suntem în Dodi și în această seară vom vorbi despre un nou capitol din cartea lui Walter Block, incomode, și anume despre cei ce fac mizerie, despre cei ce fac deșeuri și despre minerii de suprafață. Da, înainte de a discuta despre toți oamenii ăștia, vă amintim că jos în descriere găsiți linkul de unde puteți cumpăra această carte. De asemenea, jos în descriere găsiți linkul de unde ne puteți susține pe acești oameni. Proiectul nostru, dacă vi se pare că e interesant, dacă nu, ce mai căutați aici? Dacă vreți să rămâneți în continuare, dați și jos un like, un share, un subscribe, pe acolo pe unde e cazul, tot jos în descriere mai găsiți și alte locuri unde vă întâlniți cu noi pe net, un blog, un spațiu pe care îl ține Gabi pe Twitter și tot felul de alte asemenea chestii. Începe cu mineritul, da? Da. Mai întâi și mai întâi blog face o diferență. Mineritul, să zicem, mai ecologic, dar periculos pentru oameni. Adică acela prin care oamenii se duceau să săpau tuneluri în inima pământului și de acolo scoteau uh, cărbune minerale și alte lucruri bune pentru noi toți. Și uh, mineritul de o suprafață, care înseamnă pur și simplu o decopertare a întregului munte și um, filtrarea sau sortarea pământului neutil de minereul util. Da, și aici supărarea este a ecologiștilor, că ăsta e subiectul, ecologistele, că strică, ce strică? Strică ecosistemul, strică priveliștea și mai strică ce Nu, asta <laughs> două. Ăsta de legat de poluare. Da, da și poluarea poluare este e mult mare. mai mare. ce adică distruge peisajul. Erau ce frumos arăta și dacă arată cadra. Bine, de fapt, înainte de toate, a zice că stai să ne întoarcem înapoi. Gabi a zis că există două feluri de minerit. Not, not entirely true. Da. da. Inițial, exista un fel de minerit pentru că bă, ăla se făcea cu Dalta și cu Ciocanu. Da? Ăla era sau cu Târnăhopul, dacă s-a inventat vreodată Târnăhopul la un moment dat. Da? Deci nu e vorba că... că au selectat ăștia, ce? Alea de Nu, alea era mineritul de, de mină, mineritul normal pe care îl știm. Deci nu era faptul că cumva s a selectat și uh, aveau, aveau opțiunile astea de la început și le-au ales sau au ales-o pe prima. Nu, au ales-o da. pe prima pentru că din azi. motive de eficiență economică era singura care era disponibilă. Da. Acum, mai târziu, când am început să vedem uh, concentrația minereurilor în pământ cu uh, raze ultrasonice și cu uh, toată chestia și să putem să harșuim de la a... suprafață, să luăm să... strat cu strat până când ajungem la ăla de pământ, nu sunt convins că e mai ieftin. Iarăși, eu nu, nu știu dacă este neapărat mai ieftin. Antreprenorii respective își fac calculul ăsta și atunci când consideră că dacă bag o mașinere din asta care escabează tot muntele să ajung la minereul pe care îl vreau față de periculele, asigurările pe care le am cu minerii, cu oamenii pe care bag îi bag într-un tunel telpo, pe undeva pe acolo, face un calcul și decide ce metoda. Problema ecologistului este că e mult mai intruziv, da? rezultă în urma acestui minerit de suprafață un alt munte de steril în spate, să zicem, care este complet uh, fără vegetație. Bine. Acum, în, primele, în prima perioadă. Bine, dar ai... poți să bagi după aia pământul în groapă aici, colea. Păi ea ca... Păi în aia pe care o fac. Deci fac groapa, Scu... scot ce e bun, muntele ăla poți să-l bagi înapoi. Problema, este, problema, problema este că... e că nu face nimeni chestia asta din cauză că nu știți nimeni. stai țin, că ideea. E, costă, e, seama ideea e, e costă că vrei să poți să ai o mină de genul ăsta, poți să o exploatezi 25 de ani. Problema nu este, poți. problema lor este că ne ia 25 de ani ai muntele, muntele de steril, A. și ăla se comportă în tot felul de feluri. Problema e că de multe ori face externalități negative, nu? In el plouă să scurg chestii la vecini. Fracking e spre despre bro. Nu 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 e, nu e nu e la categoria asta, mai ales pentru că nu era cred inventat pe la vremea când a scris cartea bloc în 70. Da. Bine, tehnologia era Poate dar nu era își permiteau experimental figurele. da, da. Frackingul da. este introducerea apei cu la presiune mare în interiorul zăcămintelor ca să scoate la suprafață lângă gaură, ce a mai rămas din zăcământ. Da, și pe Dar la, la inclus, de și pe la de, de, de ala, adică. acolo nu l-am în cadere, cred. Tracking. Tot extragere de resurse, de resurse e, de. e da. într adevăr. E adevărat că merge la uh, petrol, la gaze naturale și la alte chestii pe care poți să le disloci cu apă. Da altfel nu... Altfel n-ar merge. Cum e apărare? Păi nu, mai întâi să vedem atacul. Niciodată <coughs> ai zis tu că avem acea... acel munte de steril. La ploi se scurge sterilul în jur. În râuri, în, râuri, în pânza freatică. În, în râuri, da? Bine, stai puțin, stai, stai. Dou două secunde, că aici trebuie să mai, mai spunem și un lucru. Gabi folosește un cuvânt care este corect, dar care nu ar trebui să ne sperie. Adică steril, e doar pământ, nu e altceva acolo, e. Da. Și, și teoretic, teoretic, pământul ăla. Nu ar fi steril dacă te-a pus plantezi chestii în el, adică e steril din punct de vedere minereuri, la. O l-au da, la o parte că nu are minereuri în ele, adică e doar da. în scopul uh, exploatării miniere. Steril. Altfel, din punct de vedere agricultural, n-ar -ar avea nicio treabă. Asta e problema lor cu scurgerile în, în zonele limitrofe și uh, faptul că nu mai are peisaj la pădurea pe el, cum avea înainte acest munte. Dacă să zicem, pădurea se poate reface în nu știu cât timp. Scurgerile, din păcate, costul este prea mare și de obicei aceste companii nu, să zicem, nu se ocupă de protejarea acestor externalități negative. Și acum, alt bloc ia apararea acesta minet suprafață <coughs> spunând, domne, din punct de vedere al peisajului, totul e subiectiv. A, este o frumusețe Bine, ai pe care ai să ai sări la a doua, de fapt, prima apărare este că ca să rămâi la ce vorbi, ce ai vorbi până acum, este că nu este de fapt nimic inerent poluant în în, în în exploatarea de suprafață și poluarea apare mai târziu datorită faptului că pământul ăsta nu să nu au grijă de el cum ar trebui și problema este că avem poluare tocmai pentru că statul în sine nu apără drepturile proprietarilor, proprietarilor da? că dacă îți vine proprietarilor afectați da Că statul te lasă să pui pământul acolo și nu te mai întreabă mai departe. Și dacă vine o alunecare de teren, consideră că e de la Dumnezeu. Nu e că n-ai plantat tu copaci acolo și uh, nu ți-ai dat interesul să menții uh, stabilitatea structurală a masei astea de pământ ca, pe care ai făcut Dar oricum, la noi în România acest minerit se practică în Iosu Gorj și uh, compania e de stat. avem uh, cu atât mai mult. Aceste probleme apar în cadrul unui proprietar care, să zicem, ar zbate să aibă grijă de limitarea externalităților negative și avem un, o companie de stat ce, care nu-i pasă, pur și simplu. Care zi. am învățat din alte episoade în care am discutat despre poluare, că statul este cel mai mare poluator. De ce? Pentru că exact ce a zis Adina Gabi? Nu mai de falsificată e imaginea asta. Deci cum vezi că... De ce era piața liberă? Pentru că are externalități negative, că urează lumea, că nu știu Ori la bloc aici apare ideea asta de reconciliere între problema ei că respectatele drepturile de proprietate. Altă chestie care se uită, de uite de că vorbim, de, de energie. De... De... Da? E cel mai mare provocator de... Nu există privați la noi, da. la noi, da. 80% sau nu știu cât e produs. în Europa, America, cred că e excepția. ce? Dacă luăm țările lumii, statul e important. Și însă și definiția social-democrației, asta înseamnă că statul se ocupă de energie, de poștă. Drumuri. Mai era un caz în URSS, da? la, cu, Baikal. Acolo e deja... Au secat lacul. <laughs> Oricum, și pă, când e apa pe acolo, e toate culorile curcubeului, e apa aia. Deci. Nu, care e <laughs> întrebarea de bun simț? Cum e asta externalitatea pieții dacă le da. este asta? asta e întrebarea. Da. o întrebare simplă. Dar tot, tot timpul asta aveți. Bine, să zicem Inclusiv că, că e construită să... pe chestia asta. Uitați, da, ce... să, să zicem că bloc se uita la alea din America, care da, nu erau de stat, da, într-adevăr. Și da, uite că aceeași tehnologie e folosită de stat în în țările de pe bătrânul continent și cu aceleași rezultate. Ba chiar cu mai puține grijă de legată de poluare pentru că statul. Auzi, de ce să... oamenii zic așa, nu se poate să ave... nu se poate mai libertarianilor să aveți viață liberă pentru că cineva o să se ocupe de niveluri înalte, de complexitate mare și o să-i încalece pe ceilalți. Nu-i ce înțelegem de aici. Oamenilor le e frică de niște agresiuni. O firmă mare o să facă toată pleiada de agresiuni pe care ți-o poți imagina. Își gonește concurența, îi agresează direct, îi, îi, îi violentează direct, mai bine. După aia, mă rog, tot felul de lucruri nasoale se întâmplă. Și ce zic? Hai să... Hai să se ocupe cineva coerent, ca asta își doresc oamenii, unitar, să fim uniți, da? De, de, justiție. Pentru că, în esență, de curând am ajuns cumva la chestia asta mai, mai adânc, așa că am mai zis noi, domne justiția. Dar, în esență, ce își doresc oamenii? Păi să avem niște puteri coerente în interiorul unei națiuni, să suprapune cu statul și națiunea la mulți oameni să suprapune. Mă rog, să avem în interiorul unei națiuni, să avem o coerență pe puterile pe niște chestii. Acestea ar fi puterile în stat. Numite, da? Și după aia ce vor oamenii? Să fie separația puterilor ca să se controleze între ele. Și după aia te uiți, păi, sunt separate puterile în stat? Da, pare că sunt separate. Puterile sunt la ei și nasoarele sunt la noi. Că sunt, sunt, sedile nu e pe Cogălnicianu, nu e... Nu, dar altceva vreau să zic. Deci oamenii, de, ce vor? Oamenii vor, drept, de obicei vor dreptate, vor să fie apărați de, 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 agresiuni, când s-a întâmplat o chestie, să, să facă dreptate și, o, uite, în cazul ăsta ecologist, păi ăla e un firmă mare ci, și noi întrebăm, pe cine are el în spate? Și întotdeauna vezi că are ori statul, ori Cineva din stat care întoarce uh, spatele. Asta să luăm apărare și la chestia asta. Că da, într-adevăr, uneori ar putea să-și facă treaba și nu-și face treaba. Mă rog, unde vreau să ajung este că există o soluție foarte sănătoasă în care oamenii nu trebuie să-și bată capul cu toate amănuntele, complexității economiei și tralala, dar ar putea foarte bine să-și bată capul cu partea asta de justiție. Justiția Să fie o putere separată în stat care să de, să nu se mai ocupe de care să nu se mai ocupe o putere centrală. Să ocupe, nu știu, niște ONG-uri, niște asociații, niște whatever. Dacă da, se ocupe ONG-urile, <laughs> da, mai bine să ocupă statul. <laughs> nu, da, așa numite, ca să înțelegem nu cam despre de altfel de mișcări. Convins, da. domnule. Uite, are educația nu. Să te apărute uite, de poluatori. Ai reușit să-i convingă. Asta mai dă un, un exemplu probleme. de poluator tot copenă de sat. Coprumin. În anii 2000 și ceva tot Arieșu a fost tot poluat. Până în Ungaria. Mai e o chestie. Zice și bloc aici. O, printre primele lucruri pe care le zice. Evident, dacă se întâmplă agresiuni recte, încălcări, cu poluare, cu particule, cu nasoale, păte, proprietatea cuiva, cine a făcut chestia asta trebuie să plătească restituție, să oprească aia și să asigure că nu se mai întâmple, mă rog, poți să ceri, cum zice el, injunction. Da. <laughs> mă rog. Și asta este mereu soluția pe care am zis-o noi, doamne, dacă aperi proprietatea privată, ca principiu singular și de căpătâi, ăsta îți rezolvă toată ecologia mult mai bine decât ți-o rezolvă, asta ca să repetăm, da? Mult mai bine decât ți-o rezolvă astăzi toate încercările timide și ciudate de a face niște struțocămile care să te apere. Vin și niște ONG-uri care primesc niște puteri de la stat care le-a luat forțat de la oameni și tralala. Păcând Mă rog, oamenii de multe ori, bine, ori anti, nu vor chestiile astea. Și puțin din partea a doua, din capitolul 2, știi? Da. Da, asta e problema. Că s-a convins că e un fel de cap da. în plan, știi? Te... Și... Erau niște pârâuri pe acolo potrăvite și statul vine și... Cum a da. zis, cum a zis și Gabi mai devreme, de multe ori, sau mă rog, cum a reieșit din discuție, de multe ori statul face chestiile astea. Da. Sau dacă nu îș, își, face... face... Și vreau Mă rog, ca polilogie, ca rant, vreau să, să mai zic că. Mă, lumea zice, păi, stai puțin că statul suntem noi. Mă, chiar suntem noi? Unde, unde simți tu că ai controlul ăsta? Păi, la patru ani. Ok, dugându uh, gândul mai departe. Chiar ai puterea la patru ani și hai să zicem la patru ani. Dar chiar și la patru ani ce faci? Păi, la lești pe un om. Incredibil. <laughs> adică. Poate ajunge, știi? Da. Da. Nici măcar la nu e Ministrul Mediului. Da da, 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 Numește, numește Care numește pe nu știu cine. Da, care... dar tu nu știi atunci când la alegi care o să fie ministrul mediului și ce politic o să aibă. Da, adică chiar și asta ai putea ști, dar nu știu, argumentul <coughs> de e că tot nu controlezi tu, știi, nu controlezi politicianul, nu nu, 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 nu suntem statul niciodată. Poți să mai ai un argument. Uite, nu știu, așa optimist zic eu. Deci că pare tot timpul că certăm. Deci te, ce zice lumea? corporațiile, sunt niște nenorociți, niște chestii mari, niște organizații foarte mari, multilaterale, deci mai rău de tot, nu cât o țară, mai mari decât o țară, care să coordonează între ei, așa zice lumea, să coordonează între ei, să ne facă tot felul de rele. Ar putea să fie așa. Dar, se mai întâmplă. da, exact, se mai întâmplă. Dar, ce vreau să zic, atunci oamenii își imaginează că să se coordoneze câțiva proprietari între ei, să se susține și să se ajute, pare imposibil. E, și, 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 și s-ar putea să aibă dreptate, că mă tot gândesc de la o vreme să iau apărarea oamenilor care zic nu se poate. Aduc argumentul costurilor, că suntem prea mulți. Mă rog, noi suntem 29 de milioane în timp ce trei corporații imediat se... S-ar putea că oamenii să aibă dreptate. La din cauza că, că e că mai okay, singur. N-ai uh -huh. structura de stimulente. Și aici structura așa. de stimulente nu, nu o mai ai sănătoasă dacă ei nu sunt proprietari adevărați. Fiecare om. Dacă toți ar fi proprietari adevărați, hai să o jucăm așa. Ia, lasă-i pe unii no. dintr un județ să vedem. Să apără sau nu să apără. Păi când acum ai pericolul ăsta moral în care. Uh, lăsați către că tre cineva trebuie să, să mai și supără. Noi așteptăm să facă statul. N-a făcut, uite. Și îți mulțumiți moral așa că l-au cer certat că nu-și-a făcut treaba. Și soarele tot rămân. Dacă tu ai scos justiția din privat, normal că n-ai soluția la nivel privat, pentru că ai o problemă de justiție, așa. Discursul e este coerent, știi, tu neavând o problemă, dar e provocarea sau paradigme libertariene că ai justiție și la nivelul. Ăla. Așa cum ai trei firme care, care poluează, ai trei firme care se bat care poluează. Deci nu e. Să zicem că ai domeniul băuturilor răcoritoare, ai un, înțelegere între Pepsi și Coca-Cola, zona rurală din Iosul numai noi vom fi prezenți, nu o lăsăm pe nimeni altcineva. În momentul în care un primar dintr-un sat zice Păi băi, la mine în sat numai țuică se bea. Voi plecați de aici. Deci puterea de c coerciție Țuică de la mine. Da. Puterea de coerciție și de ceea ce se întâmplă într-o zonă geografică nu au corporațiile. Da? Un primar mi politic acolo sau votat de oameni, are o putere mult mai mare. E, și aici ai problemă. Păi da, dar ai votat de oameni, domne, e legitim. Să nu e, e chiar așa. Să plătit de corporații, știi? Da. E și nici el nu este de ține pe sine. Da, poate plătit de corporația țuica lui Gheorghe da. de satul vecin sau ceva de genul ăsta. Nu stai un exemplu, dar, dar de, de pointul lui era să da. uite, puterea politică e mai puternică, e mai... N-are ce să-ți fac Coca-Cola. Nu vrei să bei, nu vrei să te angajezi, dar ei are ce să-ți facă. Un sectorist are ce să-ți facă. Deci dar asta și ziceam Hai. mai devreme atunci când Pepsi, când a zis Gabi că Pepsi și Coca-Cola se pun de acord să nu fie decât Pepsi și Coca-Cola în satele alea din vaslui. întrebarea mea e cum? Ce face Coca-Cola și Pepsi ca să fie numai... Uh... E posibil chiar dacă ți dă pe gratis. să Nu beau frate, lasă-mă. <hî> no, obicei răspunsul este că <hî> îl mituiesc E primar. <laughs> exact. Atunci înseamnă că tot statul este cel care decide. Da? Bine, e o ciudățenie, Ce în stat, e o în o ciudățenie de nuanță pe care poți să o observi la un moment dat că primarul e mult mai aproape de oameni. Pe primarul îl știi, îl mai vizitezi, te mai întâlnești cu el. Îi zici, băi, vino pe acesta, da. Aici când am... la niveluri mai înalte la județ, la ha ha ha, sănătate. No. Bine, revenind un pic la problema din carte, mie mi se pare, Alex. îmi place că. Da, că ne-am dus un pic. Mi se pare că Blog face la începutul capitolului, nu bate foarte mult pasul pe ea, dar face la începutul capitolului un pic evidențierea asta între socialiștii de rit vechi și ecologiștii, da? Socialiștii de rit vechi care plângeau despre calitatea vieții muncitorilor chinu oameni, chinul muncitorilor în condiții netrebnice, oamenii care se îmbolnăvesc de la condițiile astea și toate chestiile care erau legate de mineritul în subteran. Da? Ai riscuri de accidente, ai să prăvale mina peste ei, să intoxică, poate să contracteze boala plămânului negru de la acumulări de carbune. De și așa mai departe. Deci o grămadă de nefericire, da? Și vine această soluție care spune toate riscurile alea nu mai există. Deci îi, îi plătim și mai bine, nici nu mai au nevoie să uh, moară la 60 de ani fără să mai poată să respire. Totul Da, ce, ce mai vreți? Natura! Și aici vine de rupere asta. Chestia asta mai aici cu nucleară. Uite, bagă nucleară, că -are, nu e Nu știu mm -hmm. ce. Nu. Păi de ce nu? Dacă zici că ne prăjim peste 100 de ani, chiar nu ții la asta. Și asta e diferența <laughs> între socialiști. De fapt, nu sunt socialiștii de rit vechi și socialiștii de rit nou. De fapt, sunt aceia socialiști, dar dacă tu ai rezolvat problema prin mijloace de piață și ei nu poate să vină neapărat să o să capitalizeze iertat în fie asocierea cuvintelor, da, pe baza uh -huh. ei. Vin și trec la următorul, următoarea pătură lipsită de apărare. Mă, deci, dacă te uiți că îi schimbă placa, îți dai seama că există o nație, noi prea drăguți le zicem socialiști, că pare așa că sunt ideologici, dar ai o nație de, de oameni care intră în Politică, tocmai ca să uh, ia puterea. Și cu ce iau puterea? Păi cu muzica uh, care atunci nu ne a neapărat uh, socialisme, dar ceva să placă la toată lumea. Ce le place oamenilor? Așa, apasă și ei pe butoane. Hai să încercăm. Ia să vedem salariu minim, ia să vedem străinii, uh, mina, ecologia. Uh, Uite, asta e, o, de boală. e o discuție cât de. Dar au fost uh, socialiști. Într-un sens au fost dar că uite, dacă ei se cunoaște sau 18, pe nu-i arătau ca azi. Clar s-au făcut schimbări da. și datorită cărturarilor socialiști, oamenilor de afaceri socialiști. Cine. Așa. Pe de altă parte, pot să spui că nu au fost atât de dar pentru că au mers pe paternul la coercitiv, nu au fost niște challenger ai puterii statului. Din totdeauna. Da, e de și a zice, au ce tare e. ce e tare? Că zice trei socialiste europene. ok, ai zic și eu alea, trei socialist. E oarecum un argument consecințialist, dar am mai spus-o și cu altă ocazie. Atunci când o să îmi arăți un ecologist care are o problemă ce nu se rezolvă prin mai mulți bani dați către stat, atunci o să zic și eu, uite, iată un, un ecologist cinstit. Dar atâta vreme cât toate problemele lor se rezolvă numai și numai prin trebuie să dăm mai mulți bani la stat, trebuie să creștem puterea statului, nu avem ecologiști cinstiți acolo. Chiar și aici nu merg doar pe interzicere, că doamne doar ar interzici să nu mai fie minerea de uh -huh. suprafață, dar nu se termină acolo. Dăm și niște subvenții să fac alternative la... Dăm niște subvenții ca să facă biofuel. Conștientizare, orice! Nu că vii cu soluția mai eficientă. Bine, domne, hai, cărbunele și așa, nu e eficient, avem petrol. Nu, 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 stai puțin, cum cu petrolul, nu, accize, poluare, chestii, nu, să să nu mai fie petrol. Păi bine, și atunci ce facem? Păi electrice. Pe electrice, perfect, hai să facem nucleare. Nu, doamne ferește, cum să facem nucleare? Păi, băiat, ce facem, bobița? Adică. Da, 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 da. Acum ar arăta, să zicem, o mină din asta care ar funcționa doar pe bază de, de o lume bazată pe ordinea apropiației private. Deci, omul ar cumpăra și o zonă limitrofă în care are loc să-i pună muntele, să-l mute dintr-un loc într-altul, da? Și toate uh -huh. măsurile pentru a nu avea externalități negative, da? Ca să nu plătească Ca să plătească în cazul în care nu are banii respectiv, să zicem, s-ar asigura la o firmă din asta care zice, domne, în cazul în care e o și inspectează, eu fac tot ce se poate omenește, dar eu știu vine o inundație foarte Ei, mare. Și dacă vine o inundație, totul ești responsabil și, plătești. Ei, ești și plătești. plătești. Mie nu mi se pare libertarian să De ce? Deci Aș fi guretă ca să fim siguri că... Bă, nu, nu-l pune. El zice, domnule, eu n-am capitalul respectiv să nu pui. fac, să zicem, zidul nu, de... Nu, să-l pui dinainte, zic. Nu-l pui. Nu, nu, să nu, tragi, nu, să nu, nu spune, nu spune chestia asta. Nu, Gabi zicea că poate să nu, fie... Po mai zicea oameni. Poate să fie unul exact un care da. vrea să sufle și în iaurt. Și atunci, da, ok. Nu, ai putea să nu-ți faci chestia asta, să nu-l oblige, să zicem, să nu-l oblige vecinii, Asta într-un într gen de la de lume în care descoperi acum dreptatea într-un T0, pentru că ne-am lămurit. Mă rog, și el, ar, și el nu, un proprietar de ăsta nu și-ar face asigurare, face o agresiune vrând nevrând, whatever e responsabil, și după aia e urmărit pentru despăgubiri. Și de aia zicea Gabi, ca să și niaurt, fie că nu-și permite da. despăgubirile să nu dea faliment, da, își face era asigurare. Da, deci prima problemă, dacă ar fi să o luăm așa, ar fi asta. Ce faci cu muntele, da? Într-o lume, ce faci cu muntele la de steril? Păi, în lumea asta, da? Te duci îl, tu la el, nu vine pui, muntele îl la tine. pui pe proprietatea statului, că statul îți concesionează niște proprietate și îl pui pe, pe așa zisă proprietatea statului, da? Normal că să... Guiță toți că zic că, păi da, ăla pământul nostru, pe noi nu ne-a întrebat nimeni. Ba da, v-a întrebat când ați votat pentru, păi protestăm să-i dăm jos. E, bine. Votează pe el ca să dea și ei la următorii. Good luck da. Na. Pă, privat, trebuie să cumperi proprietatea pe care pui muntele, da? Și să zicem că cumperi proprietatea, că toată proprietatea, pe o lume privat, toată proprietatea ori în stare de natură. Și atunci nu o să e mai ieftin că doar o apropiezi, ori e în proprietatea cuiva și atunci trebuie să o cumperi, da? Și ce te faci când lângă proprietatea ta, unde tu spui muntele, mai are proprietatea altul? Păi a poate să vină și să se ducă la un judecător și să spună, avem o amenințare iminentă. În clipa în Cresc care, ploa, în, clipa în care care plouă, muntele ăsta o să o ia la vale pe proprietatea mea, te rog frumos să dai, bagă injunction-ul ăla. Dă da. un un season desist până când nu se oprește, nu, își nu pune plantează zi, asta ceva acolo. Își nu pune, pune un zid ceva, ceva da. la treaba lui. Dar trebuie să dovedească. Că, ce că are... Da. Nu cred eu, mi-e frică și nu știu ce. Poate să dovedească. Păi S-a da, întâmplat da, în, nu știu unde, cu tare, uitați, dovezi, condițiile sunt foarte similare. La, la, la. Mă, și dovezi. toate aceste măsuri, da, într-adevăr, cresc costurile, va crește și prețul cărbunelui. Băi, și așa e scump. E scump probabil din cauza avantajului pe salarii. Avantajul socialismului e că nici sunt nu, resursele subsoliste ale statului. Uh -huh. Constituție de deci nici nu mai pare niciun munde. Uh -huh. <laughs> sau îl face statul, dacă apare. Păi uite, uite cum se întâmplă deja. Da, în Gorj, ce o, a zis O chestie antielitistă, uite e că la Roșia Montana, masele, să zicem, sau populația au reușit să oprească un proiect. Și în da, dar, da, dar, da, Dar dar și aici ne putem lega un pic și de uh, pro, ne putem lega un pic și de problema asta altă că și ele au oprit tot folosindu-se de puterea statului. Adică da, nu împărată, e nu. ca și cum uh, oamenii, deci ce vreau să spun, s-au dus la un judecător și au zis uh, ăștia o să ne facă nasoale. Nu Și se dezistă. Da? erau și stat. Bă, în mare parte da, dar mă rog nu intrăm în detaliu ăsta acum, nu dar ce vreau eu să spun este că nu nu a fost acolo o soluție de piață nu s-a ajuns la un cum să spun, la un la o negociere Corect, la o negociere, la o soluție acceptată prin unanimitate, adică ăștia care vor să păstreze zona așa cum e nu s-au apucat să despăgubească ei din buzunarele lor pe ăia care au cumpărat acolo cu scopul de... Nu, ce să vezi? Tot noi, tot statul plătim amenziile și despăgubirea către Roșia Montană Gold Corporation, Gold Mining Corporation. Da? Din păcate, <coughs> discuțiile libertariene vorbesc mereu despre toate lucrurile împreună deodată. De ex pentru că ele sunt legate și de aia trebuie să ai un principiu și de aia ne chinuim să-l folosim, să-l verificăm pe ăla că e coerent. Adică unde vreau să ajung? Și lumea o să zică, bine, bine, aveți dreptate, justiția e praf. Dar cum să facem o justiție bună? Ce propuneți voi? Păi ce propuneți? Chestii private? Păi îl cumpără pe judecător, etc. Știți toate astea, ne doare capul deja. Îl cumpără, cetățenii. <laughs> da, <laughs> <cliențe>. <laughs> Exact, cliențe. nu, dar e altă chestie. Nu poți, să, nu poți cu adevărat să dai un exemplu despre... Cine, o să zică justiția de tip roman păi contează cine face legile. Problemele de acum. Anglosaxon saxon ai o problemă. Jur, judecătorul e bătrân, e un moș nebun. A fost cumpărat. Jurații iar sunt, nu știu, depinde de nivelul cultural al societății. tralala. Și ai probleme. Dar unde vreau să ajung este că tot mai bine dacă Oamenii pot să-și aleagă serviciile care îi mulțumesc, o să iasă mai sănătos din, din uh, negocierea asta, nu din freamă ăsta al pieței, o să iasă uh, lucruri uh, sănătoase versus acum când îl lași pe unul să se ocupe și te plângi. N-a făcut bine, am greșit. Cum foarte mult, asta e un sport extraordinar. Până și eu sunt. Ca, am pion la chestia asta. Deci mă uit la televizor, mă cer cu televizorul. Ce prostie au zis la film? Păi de ce a făcut la așa? E clar că nu e drept. Oamenii sunt foarte mulțumiți cu chestia asta că au prins greșeala, dar totuși după aia trăiesc nu, cu ele. Prins greșala, trăiesc nu, ele. Prins. prins Să zicem, nu, dar no, trăiesc cu ele. nu e corectă. Dacă tu aștepți că bine nu știi judecătorii școlii la Sorbona, în locul la nu știu cine, ce toxine pe sediste pe aici, înseamnă că n-am înțeles n-a prins miza libertarian. Pentru că nu, nici nu există pe piață soluția libertariană, doar soluția italtistă, că na, uh, nu. nu există, deci și nu, nu se, se poate libertă. libertă. Cum să ai tribunal privat? Cum? Ca o brutărie? <laughs> <laughs> Unii cumpără niște servicii e și foarte... Și le place dai. elitismul ăsta că, că e, e, o lume, e o lume care pare că are o supercoerență, asta juridică, Extraordinar, se e vorbește... Pădracu. pe Da, pe exact, e pe dracu, dar pare așa că sunt oameni specializați. Nu, domnul lumea avocat, lumea -a gândit, domnul... Lumea nu s-a gândit la ea. Cred că nici spună cât era de, de tare, nu s-a gândit. Adică a, el spune că și... e legitim statul, dar cred că nu o pune așa clar. Cred că Molinar e primul că care se gândește. Domnule, aia trebuie. Deci, ca să reluăm, hai, tu ai mai spus-o și mm, în mm -hmm. emisiunea trecută, mm -hmm. te-ai învârtit pe lângă subiect și mm -hmm. acum. propunerea libertariană nu e nici măcar asta ce ai zis tu că mm. oamenii să aleagă nu știu ce, nu, mm -hmm. propunerea libertariană e în felul următor: îți dă principiul ăsta mm -hmm. zice drepturi de proprietate și principiul non agresiunii, da? A scos Costel o carte întreagă, o găsiți jos mm -hmm. în descriere, da? În care poți să iei principiul ăsta să-l aplici la orice-ți problemă, problemă la orice ce... problemă-ți pică mintea, da? Și o să scoți care e poziția libertariană? Dacă ești în stare să-l aplici corect, o să scoți care e poziția libertariană vis-a-vis -vis de chestia asta. Da? Și... De -ai bază e responsabilitatea proprietarului. N-ai nevoie <laughs> nici să te duci la Sorbona, n-ai nevoie nici să te gândești domne, e în sistem roman, e în sistem germanic, în ce fel de sistem suntem, da, avem democrație, da, avem monarhie, da, avem... Nu, frate, orice chestie ea... Dreptul de proprietate, principiul în agresiunii. S-a făcut o agresiune? Bun. Aia trebuie refăcută. Aia, aia de acolo trebuie mers la justiție. E, dar unde v-am eu să zic adineauri era că și principiul, la fel ca și Constituția și tot felul de alte cuvinte pe hârtie, sunt dinți Cine trebuie să îți apere ție libertatea, tovarășe? tu trebuie să ți-o aperi, păi ești mic. Ok, ia. mare, ajută-te cu alții. Păi nu mă înțeleg, găsește-i pe cu care te înțelegi. Ceva să poate face, nu există, o să murim așa. În istorie așa s-a întâmplat. Și după aia, totuși lucrurile s-au schimbat. Ia vedeți cum s-au schimbat. Nu trebuie să studiate istoria. Important este că să știi că puterile în stat sunt ale individului, de fapt. Da? și trebuie luptat pentru ele. Cine e responsabil? Da, nu și lui să-l păcălească. da, păi tu păi de ce votezi? pardon, ai putere. Da. Că nu mai așa, așa. Da. Bun, și ca să luăm și modul de aplicare al acestui principiu, ajungem la cealaltă obiecție pe care l-am întrerupt, din care l-am întrerupt pe Gabi mai devreme. Aia cu peisajul și cu frumusețea. Să strică peisajul, să strică frumusețea. Da. Asta e simplu, nici nu poți să spui pe... O abordez din punct de vedere subiectiv. Ce e frumos pentru unul e urât pentru altul. Deci, unii preferă, să zicem, unui mă peisaj. La... Da, unii preferă unui, unei păduri uite de ce verzi. Mină, uite ce mină frumoasă. Da. De, uite, el dă exemplu cu Planeta Marte. Mamă, ce frumos e aici. Gabi, filme. El dă exemplu acolo. Uite, canionul nu știu care. Păi da. seamănă nu <gântu -i> se zice ce înseamnă, contrast sau nu <gântu> știu a, ai muntele rămonos acolo de turadeauă știi ah. bine, de fapt ce îi lipsește îl bloc probabil n-a vrut să intre într-o discuție de genul ăsta este următorul lucru nu există estetică nu există estetică obiectivă dacă obiecția e că nu e frumos frumosul este o categorie estetică nu există obiectivitate în cadrul esteticii. Toată, toată e subiectivă. Discriminează. Toată estetica discriminează. Ce îmi place mie, s-ar putea să nu-ți placă ție, deci ne discriminăm și legitim. Acum, și acum o să sară unii de fund în sus. Nu, domne, există o estetică obiectivă. Ca să facem o scurtătură, clasic, ca să facem o scurtătură, avem un fel următor. Pot să îți conced următorul argument. Că Omul în sine, ca să aibă o calitate bună a vieții, are nevoie să fie înconjurat de lucruri frumoase. Pot să-ți conced chestia asta. Dar, dar, asta nu înseamnă că estetica este obiectivă, pentru că lucrurile alea frumoase, partea de frumusețe, de a găsi frumusețea, e în continuare subiectivă. Că altfel, altfel, avem de-a face cu erezii. Tot n-aveți voie să părcăzești? Da, asta, de relativismul ăsta <laughs> contemporan. Că ți-ar zice, cura subiectiv, dar umflați. Am <laughs> avea vă o problemă cu asta. De, de, dreptul la priveliște, deci, din cei, împreună cu ce ai zis tu, nu ai drept, Poți să să-ți placă până cazi jos nu ai dreptul să te înstăpânești pe un lucru dacă nu ești proprietar. Legitim. Asta e important asta cu estetica asta, pentru că și mm -hmm. acum în contemporanitate de și în sectorul 6, să zicem, asta e discuția și că E estetic. Ala, nu știu ce. Da. ce înseamnă aia. Deci e un argument cum să zic. Păi dacă e așa. Dacă iau nu știu geacă care nu-ți place e la fel, ce faci? Și e aceeași discuție. Păi nu că ăla e dezvoltator imobiliar a am pronunțat asta. Mafia groaznică. Poți să-i da. orice poți <laughs> să-i La revedere. spaniolă de nu. <laughs> uite, o alunecare, acum mă gândesc, o alunecare des întâlnită este între e urât, e murdar. Chestia asta cu dezgustul e foarte puternică la oameni. S-au jucat în războaie pe lume ca să îmi unii <laughs> potriva celorlalți, nu dăm exemple. oamenii o să zică, păi vrei să ai mizeria aia acolo? Și tu zici, păi stai că nu vorbim de flori de mucigai din poezie. Vorbim doar de cum arată. Dacă sunt lucruri nasoale, am văzut mai devreme, sunt externalități negative. Ale cui sunt? Ale nimănui? Ale statului? Ale cuiva? Să își țină mizeria la el acolo. Poți să aibă mizerie. We don't care. Păi arată urât. Na, nu se acceptă. nu se Hai să zicem că nu ai chestii poluante, ai niște Cumpără-l, l, cumpără -l. Sau convinge-l. De ce ține mizerie? Poate are o viață nasoală, fă tu viața mai bună. Îi place mizeria. dar valoare valoarea Da, genul ăsta de lucruri pozitive, că repetăm, iată. Libertarianii se ocupă cu drepturi negative. Tu să fii lăsat în pace și să-i lași pe ceilalți în pace. Ce credem noi că sunt lucruri plăcute, bune, constructive, etc., pot fi făcute convingând oamenii să le facă. Cumpărând, mă rog, cumpărând îl convingi. Basically, right? Deci îi convingi. Mai este o, o... să faci. Dar nu o spune Walter bloc aici. Mai este o pretenție a ecologiștilor etatici. Legat de acea pădure de pe terenul al și anume, acea pădure curăța aerul, acea oxigen nu, și mai departe. Și nu avea dreptul să. Spus că a distrus diversitatea speciilor. Și atunci, numai dacă nu îi dăm dreptul, în cazul în care prostivim de el, S să decoperteze întreaga pădure, atunci da, altfel nu. Dacă am coborât, să zicem, la un nivel mai mic, un alt exemplu din această, să zicem, gestipar de gândire este faptul că cei care au pe proprietatea lor un nuc, înainte de a-l trebuie să facă o cerere la primărie să fie aprobat aprobată, ce face? Primăria s-a înstăpânit pe proprietatea lui privată. Nu, lasă Nucu. nu cu e încă își imaginează prostovanul ecologist și imaginează că încă salvează planeta la Nuc. Lasă Nucu. Lasă. Hai să zicem că tu, ecologist deștept ce ești, ai, ai plantat niște hașiși în ghivece. Da? <gână> păi și alea produc oxigen, băiatule. Păi da, el are. Sunt ecologiști care nu au nimic împotriva la hașiș. Păi nu, dar și acolo ar trebui să îți iei frumos. Că nu poți să planteze Zapis hașiși. de la guvern ca să le tai, să le tunzi. A. Păi, după aceea e regulă. Da, și, și uh, e. Asta spun că principiul nu există, nu nu ne oprim nicăieri. zici tu, nu că eu plantez altul. Bine, ai plantat-o altul, dar demonstrează, până, demonstrează că ți-a dat guvernul drept, drept să-ți frunzele de la ghiveci mai întâi. Și unde se duce și bloc și unde mergi și tu acum și Gavi și toată lumea mai devreme este că dacă duci linia asta de gândire până la capăt păi atunci toate lucrurile sunt pot fi descrise ca fiind dăunătoare și atunci nu mai permiți nici asta. Sau necesare nu mai permiți... că aici argumentul e A. Că la crea oxigen, oxigenul e necesar pentru toți și tu tăind frunzele ai scăzut nivelul de oxigen. Nu mai tai nimic, nu mai tai nimic niciodată. Pentru că ecologie. Păi da, dar întrebarea este dacă nu mai tai tu nimic niciodată, ai voie să îngrijești? depinde. Hai, da, hai, da, Bine, unii merg atât de... Știți că era... ce-ți dă voie. Lucrarea Earth without us. Așa. Deci îți dai că sunt oameni care <laughs> merg departe de tot deci da, ei da, au da. alte priorități P deci în timpul restricțiilor ecologiștii au jubilat când au văzut uh, din cauza restricțiilor uh, activităților umane au jubilat cât de verde că au că câte specii deja au înflorit au Bine, acolo, cred că, să știi că era foarte multă gargară. adică întotdeauna când vezi o chestie de asta, știi, care se pupă fix pe pe agenda la de pe care ar vrea să o vândă... Problema este că pe mine mă oripilează faptul că ei au jubilat la faptul că oamenii au stat în casă, dar atât, nu mă interesa că s deci, nici nu o realizează. Uite, e de văzut asta. Dacă dai niște de astea dure, știi, mm. ecologiste, să Am aleagă că. praful, adică să fie lumea ca orașul ca în astea post apocalipse, cred că și ei devin mai înțelegători. Știi? Nu, nu cred, pentru că unii de știi, <laughs> poate, nu mai poate, să poate, e rău. Poate, nu mai poate unii, să știi, dar drept credincioși apostolici <laughs> ecologiști care sunt indoctrinați în religia aia, zeloți o să zică nu, așa ne trebuie să pătimim cu toții pentru păcatele pe care le-am făcut împotriva mamei natură. Da, dar majoritatea că e picioarele, știi, nu are mai dute, Așa sper și eu, da. Auzi, da, într-adevăr. mi Trebuie să Mi-aduc și eu aminte că nu mai era nicio activitate în oraș și era liniște, aer curat în oraș. Să simțea diferența. Extraordinar. E un lucru de dorit? Da. Cum trebuie făcut? Voluntar. Cine să-l facă? Proprietarii. Proprietarii ar putea, după o experiență de genul ăsta, mă rog venită natural, nu impusă de stat, da, hai, să zică, bă, tu ai văzut ce aer curat era, cum să facem? Bă, hai să nu mai mergem cu mașinile. Cu cine să Că Noi, proprietarii, pot să -o, po -o, po -o, po o facă, dar să o facă a a cu ei cum voluntar. Arată nu, dar oamenii își dau seama, ok, e frumos aia ai aer curat. Bă, dar ce facem? Nu mai mergem cu De mașinile? Cred astea mai bogate și asta e și își problemă. Permit, da, da. da. Hai da. că ne luăm electrice, hi, hi, hi. Deci, da. Cel mai eficient. Dar nici chiar ei, că e cel dacă taie aia, taie aia, da. merge caloriferul, știi, nu mai... Da. Păi da, centralele poluare, tot... nu te mai încălzești cu nimic, că poluare. Deci închidem tot. E și da pentru revere. că cumva ai făcut deja argumentul, trecem la următorul capitol, cel care face mizerie. Aha, <gântuie> da, da. Da, cam zis. -a pointul de vedere al lui Bloch e că nu merg că... astea <coughs> centralizate, nu fac dreptate preferințelor unor clienți, știi? exemplu, avea o cărți nu aveai spațiu pentru următori și pentru nefumători, știi, păcai și capra și varză. Acum ecologistul vrea să interzis. Matul, el vrea soluții de astea. Asta e. Sau... Capitolul de e mai flexibilă decât în ce guvernul e o chestie totul sau nimic. Pentru că exact asta vrea, pentru că asta este genul de soluție pe care ți-o poate livra guvernul. Nu mai genul ăsta de soluție ți-l poate livra. Spunea și bloc în, nu mai știu dacă în capitolul ăsta sau în următorul, că e guvernul este singura instituție care atunci când a observat că apare trafic datorită faptului că drumurile pe care el și că le-ar fi construit sunt insuficiente, apar trafic geamuri și ștauri și așa mai departe, uh -huh. da? soluția pe care a găsit-o a fost să interzică mașinile. Aha, da rezolvă Să se taie, domnule, să se taie. Nu nu e soluția europeană să tai, să <gură> reduci consumul, știi? Mergeți mai puțin. Stați în orașul de 15, 15 minute, de... minute, știi? Dar chiar așa. Nu, 15. Lumea zice că e, păi, ok, 15 minute îți place dacă eu găsesc de toate. Hai să, hai să nu mai fim așa optimiști cu ce îți oferă unul care are putere asupra ta. Și nu are nimic de pierdut. Deci o să zică, sigur, ți-am bifat. Și ce o să ai? O să ai alimentarea goală. Cum? Ia uite, e la 15 minute. Păi da, e goală. avem niște sincope, stați puțin că... Bă, lasă-mă, prietene, că mă duc la Lidl mai încolo. Nu, n-ai voie. Dacă unul își dorește și un restaurant vietnamez și unul chinezesc da. și unul indian și unul tailandez. E, te da, nu, că acolo? Și le bagă în 15 acolo, pe minute, în 15 să, minute. să mi le dai pe toate. Da. După aia să zicem că unul îi le bagă acolo, uite, noi ți, ne am făcut pe toate. Uh, Vreau și unul rusesc. Da, da. Um, rusesc? No. Mă rog. <laughs> Exact. Italian. Italiene chiar sunt în București, la, sunt la 15 minute. Da, da, da. Mă rog, aici supărarea, uh, supărarea de obicei este cu oamenii care fac mizerie pe, loc, pe locuri publice. Și zice, mă, ăștia care aruncă mizerie pe locuri publice sunt niște nenorociți și bloc vrea să facă distinția între un spațiu privat unde dacă se întâmplă mizerie, ăla aia nu e mizerie, este gunoi pentru că cineva vine și face curat, Păcând pe spațiile astea ale statului apelăm la voi să nu le faceți sau vă amendăm, dar ar trebui să nu faceți. când într-un spațiu privat clar încurcătura. Ori ai voie să faci și curățăm după tine, ori nu, să știe. De exemplu, un cinematograf, de exemplu. Da. Acolo e de așteptat. Dom'le, vinul de banii, e în prețul biletului, este și faptul că poți să mai pice două, trei floricele din pungă, că poți să veri și Coca-Cola pe acolo și mai departe. Da? Nu este un deraj atât timp cât ești la noi. Sau într-un restaurant când faci firmituri. Lasă că faci Nimeni. că eu mă am gândit și la altceva. Faptul că tu murdărești farfuriile, tacâmurile, da, no, așa, da, da. și le spală ei, frate. Deci da. le spală ei, nu, nu le speli tu. Corect, corect. Deci statul nu te mai lasă și să Asta la un meci, la... Teoretic, <laughs> match la meciurile o... sunt organizate privat. Iar o la manifest... manifestații, pune pe ăia să curețe după, mi se pare. Nu, de, în, funcție nu. de, ba nu, în funcție pune de... Pune, de... acum îi Numai pune, mileia, da. a pus, da? La... <laughs> nu, că că <laughs> nu, la nu, nu. nu, și la noi e. În funcție de felul în care e acordat autorizația de manifestație, trebuie să lași rat. Rat. Trebuie da. să lași și dacă nu lasă, o să vină, o să vină curățenia de stradă. Nu, România nu-ți da amendă. O să vină curățenia de stradă, dar poate să vină și cu amendă la organizator. Poate să vină, doar am auzit la noi niciodată. era diferența între și noi, da, privat, că la privat, privat e stat. asumată. Asumat, nu, nu se cheamă mizerie. Dar bine, pe contraexamplele astea da. și statul nu ar face... Păi, problema, problema este că oamenii sunt acolo și cu ajutorul statului visează că sunt stăpâni pe spații vaste. Problema cu vă rugăm nu faceți mizerie pe stradă este că e un spațiu foarte mare. Deci într-un mall poți să supraveghezi. Ai camere, dacă cineva chiar face o chestie, el mai și oprești. Măi, și ce ai făcut? Mă rog, ai o negociere. Vezi, alegi după caz. Sunt mulți oameni, nu face scandal. Nu contează. Pe când la străzi, ai un cost foarte mare de supraveghere. Chit că pui un milion de camere. Nu poți să pui camere în toate cotloanele unde trece cineva și aruncă. Problema este proprietatea ale străzile. Că dacă ai ști clar, dacă mi-o dai mie strada, s-ar putea să găsesc o soluție. Dacă astăzi e a statului, iată soluția. Soluția este să chirăim, vai ce ne simțiți ăștia care încă pe stradă. Sunt ne Yes. Da, dar soluția nu apare dacă statul să plânge. Am făcut campanii de conștientizare pentru păstrarea curățeniei. Suntem aici împreună. Da, e adevărat într-un fel ce zice. Dar funcționează? Restaurantul tolerează, nu? Adică de poate avea, dacă stau cu o pe jos, știi să... Da, poate să-ți tot ceașca de nu știu e ce. E ok. Da, e asumată că se întâmplă. Ia. De ce? Pentru că, într-o parte, ești client și, în altă parte, ești deranj. Acolo unde zici că ești pe proprietatea ta, deci, culmea, Acolo unde tu te duci pe proprietatea unuia ca să mănânci, să bei, să te uiți la un film, să ar trebui să mai găsim și alte exemple de gen. ăsta. Uite, de exemplu, să Da, te duci să te unul, faci numai păr pe acolo. Păi nu că face el. Da, dai i da. Da, părul tău. Da? Teoretic e părul Da, da, el a așa. Ideea e că Uite, ăsta acolo, unde tu nu ești proprietar, ce să vezi, ai mai multe drepturi decât acolo unde ești proprietar. Cică, zice-se, și anume pe spațiu public. Toate, pun, puneți, puneți ghilimele pe unde, pe unde și se potrivește. Și nu poate interzice, știi, uh -huh. privat. Dar ideea e că e deschis către, sau, sau e mai flexibil. Mai... În timp ce statul, ori uh -huh. deloc, ori... Da. Nu, și într-un fel poți să vezi că acum statul se comportă într-un fel ca un proprietar. De exemplu, doamne ferește, ai un accident și lovești cu mașina și un copac sau nu știu ce stâlp sau garduri sau trebuie să plătești și alea. Și într-un într fel pare legitim că oricine ar fi proprietarul mi-ai stricat astea amele. Și Trebuie să, să fii responsabil, că ai stricat, whatever. Problema este că el îți cere, nu știu cum zic, poate prețul din burtă, asta e. noi nu, nu ești proprietar adevărat, nu nu ți Sau cere restituție. nu e proprietar pe Ei da, stavă, pomul ăla, știi? De... E, și în finalul uh, capitolului ăsta, bloc uh, face, bă, aduce vorba de o dispută în New York, la vremea respectivă, da, 76, între proprietarii de câini și părinți, da? Se disputa era s-a făcut o asociație care spunea copiii înainte de copiii înaintea câinilor, da? care zicea că să nu mai fie să se, să se dea o lege, care să-i oblige pe proprietarii de câini să strângă rahatul de la locurile respective, de pe unde lasă pe stradă, da? Și noi ne uităm astăzi și ne gândim, vorbesc și eu aici, ne uităm astăzi și ne gândim, zicem, băi, e, e o chestie de bun simț, adică așa ar trebui să fie. Păi nu știu dacă trebuie să fie așa, pentru că avem aceeași situație în care pă, ai două grupuri proprietare în mod egal pe spațiu public, da, ale căror interese vin în conflict. Da? Așa cum uh, când am dat exemplu ăsta, discutam la Rodbard, ai unii care vor să manifesteze undeva și unii care vor să treacă pe acolo. Conflict direct de interese, și statul e forțat să decidă ori în favoarea unor, ori în favoarea celorlalți ori, nu, că nu poate să decidă în favoarea nimănui decât dacă ia strada și o interziție pe o perioada aia. Și pentru, pentru trafic tot. și pentru protest. Da. Și... Sau, sau așteptarea ciudată a oamenilor este să da. le dea tuturor. Dă-ne la toți egal și să și mergem cu mașinile, de să facem înșale alea mai multe flamuri da, n-ai cum fizic, să exact ba, uite, că -a. Ai, uite că ai cum, pentru că dă bloc soluția în care încă nu a apărut în discuție la vremea respectivă ah. da? Să faci spații special amenajate pentru câini wow. acum între noi fie vorba s-au făcut spații special amenajate pentru câini, dar tot proprietarii de câini trebuie să strângă rahatul acolo nu se ocupă statul să rezolve mizeria Și iarăși, și același lucru pe care l-am zis mai devreme, tu ești, zice se proprietar acolo, da, e spațiu public al tău, dar drepturile Aha. ai mai puține decât ai avea... Auzi, nu dezvoltăm ciudățenia aia mea cu drumurile, dar ai putea să o rezolvi foarte rapid pe, în, în ideea asta de drept negativ. Deci dacă eu sunt proprietar pe drum și tu ești proprietar pe drum, vă rog, nu lăsați externalități negative în urma voastră. Dacă trec copii și lasă externalități că se mai întâmplă să le scape înghețat pe jos sau ceva, au lăsat o externalitate negativă. Deci, în modul ideal, într-o proprietate din asta comună, asupra drumurilor în cazul ăsta, drumurile ale ar fi lună pentru că nimeni n-ar lăsa externalități negative că le-ar plăti. Nu, tocmai asta e ideea. Într-o zonă cu proprietate comună dar ar stabili de comuna acord Eu zic, înainte la să instanțierea. Se că nu, nu se înțeleg cu, cu moșul nebun. Și moșul nebun nu vrea nimic. Păi atunci nu există proprietate comună dacă moșul nebun nu vrea nimic. Nu Proprietar e proprietate acolo. Comună, ori, comună. Ori proprietatea comună ori se stabilește prin unanimitate Da. da? și atunci stabilești și regulile jocului prin unanimitate. Da. Ori dacă nu... Nu. Nu există niciun fel de obligație. Știi unde nu vreau să ajung? Atâta să rezolvă chestia asta, că o să, să mute, o să se mute în niște zone, unii, care o să fie de acord cu regulile alea. Dom'ne, aici suntem toți iubitori de câini? Yes. Aici suntem toți iubitori de moși nebuni? Yes. Toți suntem moși nebuni. Și, și, supărarea, îți dai seama una socialistă de aia acum, ce-ar fi? Dom'le, sunt gentrificare. <laughs> Gentrificarea orașului. Să specializează zonele. Nu se poate așa ceva urâm. A -a. <laughs> da, mă, -a, moșul mă, moșu nebun e, nebun, e, e Una dintre, dacă stai și citești Manifestul Libertarian până la final, da? Segregarea e ultimul drept, ultima manifestare a dreptului de proprietate. Adică, se par. În partea aia, pe preferința, asta era da. ideea lui ăla care place fotbal. Să duc nu știu ce, fumătorii la fumătorii. Asta e soluția. O soluție etatistă, centralistă, autoritară, da. na, ori să permite, ori să interzică tot. Da. Și atunci... Nu e ok nici să permite, dacă eu am o cărciumă, nu, sunt un protestant. vine să nu se fumează la mine în cărciumă. Păi nu e Da, Păi nu, 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 stai puțin <laughs> că eu a zice așa. Aia să permită tot, dar să nu facă obligatoriu. Și atunci Caz într-un default de piață în care fiecare stabilește propriile reguli. Da? Așa cum vorbeam și noi în pandemie, da? Dacă guvernul stătea dracu pe curul lui și nu, și nu se apuca să, să gestioneze certificate verzi și uh, politici de vaccinare și nu știu ce alte trăznăi, da? Și, și lăsa chestiile astea să fie negociate între oameni, da, atunci nu mai aveai nicio problemă că venea unul. Mă rog, avea o problemă cu el că venea și zicea la mine în uh, cârciumă nu intri decât îmbodnițat. Zici bine, ok, o să mă lipsesc de cârciuma ta. E, asta e, adică să-ți să asumi și costurile pentru... Și atunci e ok, fiecare aplicăm principiul ăla non-agresiunii, da? sunt pe proprietatea ta, trebuie să joc după regulile tale, nu-mi plac regulile tale, nu vin pe proprietatea ta și s-a rezolvat problema. <coughs> cum prin segregare. Da. Mă, mă, simt dator să repet. Că tu zici să, să înțelegeau oamenii între ei. Ai putea să ai uh, opozanți care să zică, mă, cum să se înțeleagă oamenii între ei, că ei n-apucă să aibă o discuție în patru liniștiți. Dar, te cum să se înțeleagă? Nu, păi, bineînțeles Mali, că și-ar... Șarcul... în care nu se înțelegeau. Nu, dar și... Și, vede și, și, de e că și dacă A, nu, și se, nu înțelegea. se înțelegeau, soluția okay, conflictului great. era direct predeterminată de drepturile no, de proprietate. Nu mă lăsați în face, da. Na. Uh, nu, dar, uh, ok, bine, pe invers. Bineînțeles că oamenii văd că e greu să stea să discute o mie de oameni și o să-și angajeze de lege nu știu ce, reprezentanți. De, repetăm, reprezentantul din exemplu meu nu ar avea puteri să aleagă în locul tău. Ar fi doar un purtător de cuvânt. Deci dacă tu vrei să te duci tu la întâlnire, vreau să te asculte că ești unul care reprezintă doar pe unul. Alții reprezintă pe mai mulți. Dar ăia când reprezintă, ăia sunt responsabil doar să mute dorința a o mie de oameni, să zicem, să o spună. Eu am fost trimis exact ca purtătorul de cuvânt de la de la guvern, să zicem. Hai, păi ce? A ieșit să vorbească cu jurnaliștii. El nu ia hotărâri. Da? Care e problema? Tu poți avea un contract cu unul pe patru ani. Problema nu e că Aha. Uite, noi folosim des asta, cu de argumentul ăsta. Una e să alegi că nu mai ești client așa acum, în secundă, asta, una e la patru ani. Se pare că nu e asta problema, pentru că și privat poți mandata pe patru ani pe cineva să facă tot felul de chestii. Problema că nu e contractuală, că yes. a intrat într-o chestie yes nu neapărat că e pe... Ok, ok și argumentul cu rapiditate, știi că aștepți. Bun, și dacă pe primul muncitorul ăsta, minierul de suprafață, da, era erou că salva viețile altor minieri, mineri, da, că folosea o tehnologie care nu expunea la riscuri și așa mai departe, da, salva vieți, era important asta o dată. Ăsta care aruncă pe jos, de ce e erou? Ce? Da, asta bloca -a o răușit. formulă de asta vagă, o folosește, cred că și la contrafacere, atrage atenția asupra unui sistem de drept, și, și o chestie de genul ăsta. Da, care dar da, merge. Da, da, asta, pe asta dacă ar fi la alea, pe criterii alea. Tu ai dreptate, adică el are dreptate. E virtue, virtue signaling, Uite, eu dacă să dau, activist, dar eu o e. să dau un exemplu, da? Rahaturile astea de colectare separată, da? Dacă te apuci să arunci din punctul meu de vedere, da? Sticle la plastice, hârtii la bă, dă, așa și să le arunci amestecat, ești un erou. Un, în ochii mei ești un erou. Dar nu le amestecă gurierii oricum, sau? Păi, <laughs> poate mai mult. Ea chiar se No, Teoretic n-ar trebui să le amesteci. Ar trebui să vină mașini separate, măcar pe două chestii sau treaba. Oricum trebuie să le ia la mână că ai Vin 99... mașini separate, dar le amestecă la capăt, le pun împreună și după aia le Sii? mai sortează odată. Cel puțin în țările civilizate, la noi, nu bag mâna în foc că nu le aruncă arunc pe toate la groapa oh, comună. Ai, că... ai benzi deja și la noi de sortare. Dar problema este că și dacă ai 99... Eu nu aș 99... vrea să văd, eu până nu văd un report, până nu văd imagini, nu mă <laughs> convinc. Am văzut niște filme. În uh... România? Ok. Sunt, sunt, dar altceva vreau să zic. Deci tu poți să ai 99,99% ,99 oameni care fac exact ce ar fi sănătos, corect. Separarea reciclării, tralala. la Dacă vine unul și aruncă nasoale pe acolo, la revedere, tot trebuie să le iei la mână. Deci fix asta e o, înțe o încercare exact ca mai devreme. Vă rog rogăm frumos să aruncați e, e, ordonat. Rezolvarea sănătoasă o propunere vagă, amărâtă, ar fi că structura de stimulente ar trebui să fie a lucrurile să ok, for, e o formulare doar, da? Nu propun asta. Dar lucrurile să se întoarcă de unde au plecat. Și cum să se întoarcă de unde au plecat? Că tu te duci la magazin să cumperi chestii că ai stimulentul să-ți cumperi lucruri. După aia, ca tu să scapi de lucruri, de lucruri, gunoaiele tale, iar trebui să ai stimulentul să le revin, să zicem. Deci, ai putea să zici, pe păi, ai acum sistemul ăla în care ai uh, o taxă mare pe un pet, te duci și le dai înapoi. Mă rog, asta e impusă, o atent. Nu știu dacă se funcționează deci. chestia asta și cu da. cărtia igienică. Uite de la costuri. Dacă te duci acum la că nu e o externalitate negativă. Dacă te duci acum la centru de reciclare în scrie per pe, scrie și peturi, cât costă, a peturi e un preț mult mai mic decât cei 50 de bani pe care l-au pus ăștia aici. Uh, și prețul ăsta mic, totuși, este profitabil pentru cei care se duc prin gunoaie Iau peturi, le pun, le torcesc și le pun într-un sac mare, duc ele să le recicleze. Deci, N au la voie. costuri. N-au voie. Știi foarte bine că statul, statul <coughs> îi le interzice chestia asta. P P îi, îi nu, tolerează. eu i-am văzut... Uh, Urmăriți? I-am văzut, da, că tuiți de poliția tuiți. locală. Păi dacă aveau treabă multă, ziceai ce pace și ordine e <coughs> că poliția are treabă să ocupe Vreau cu să te lasă pe tine ca om să fii mai comod și să arunci noi cum vrei tu. Sunt unii specializați care ți-l sortează la un preț infim mm -hmm. da, și se duc acolo. A venit statul acum cu soluția lui de să faci așa, 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 la un, curs, la un cost mult mai mare. Deci, da. Sort, măcar soluția. sortarea peturilor exista făcută de piață. Da, exact. Cu avenește. Mai degrabă aia săracii erau eroi. Da, exact. Thank you. <laughs> Colectorii de, colectori de peturi, eroi. Și Ca, ca să ajungem la ultimul capitol, după ziua de astăzi, capitolul care, sincer, mie mi-a fost cel mai greu să-l. adică a trebuit să mă gândesc mult și bine cum are sens capitolul ăsta și, totuși, eu am ajuns într-un punct în care are sens. Da. Yeah. Se vorbește, deci el, el numește producătorul de deșeuri, dar în principal tratează temele, risipa, temele, învechirii planificate, dar plan de Și dacă cumva aveți senzația că plan de e este o chestie care a apărut doar o dată cu, odată cu uh, Google și cu Apple. Iată aici o carte scrisă în 1976 în care marota asta a, a, în vechirii planificate da, era rostogolită deja de multă vreme atunci. Bun. E zi foarte prezent argumentul ăsta. Deci despre ce e vorba? Chinezii le fac să se repede că așa câștigă mai mulți bani. Asta e ideea. Nu planificate. Mă rog, chinezii sunt victimele. Nu sunt victimele, sunt. Tinta favorită, dar oricine poate face asta, patronii în general. Uhum. Deci, faci un pahar, să face imediat. Deci, cât de pervers poate să fie omul ăla? Nici nu ai luat bine și într-o săptămână să. a La telefoane au văzut chestia asta. Domnule, telefonul pe un an îi scade frecvența la procesor, după aia, peste 2 ani, 3 ani, se arde monitorul și peste 4 ani n-ai ce face decât să arunci că nu se poate. Costul reparării lui este mai mare decât să-ți achiziționezi unul nou. Atunci, uh, uh, se spune că ar fi mai... Uh, cred că a apărut chiar o directivă a Unii Europene și determină no, nu că pe... Rezolvă statul, nu, nu, a avea right to repair poate de rider de rupe și și obligă pe producători să facă lucruri mai durabile. Dar cum zice, dar cum... De dreptul de să Dreptul de, de a repara. Ah, lucru. da. Ah, doi da. da. Uh, de exemplu, la tractoare eu problema asta. Nu mai ai voie să uh, repar tu, îi rupi sigiliul acela și atunci când te duci la un uh, servis autorizat al firmei respective, vede sigilul uh, respectiv rupt și nu ți-l mai repart. Din punctul meu de vedere, hai să o luăm așa, pe bucățele. Hai să discutăm întâi despre Light Repair, că cumva a sărit la suprafață și nu era în carte, da? Tu atunci când cumperi cană tărău produsul ăla și dai yes, I agree to everything, da? Ai fost de acord ca servisul în sine să fie făcut doar de servisul autorizat. Acum se pune problema. Ar trebui să fie așa sau nu? Nu contează, ai fost deja de acord. Deci nu pot să spun dacă ar trebui să fie așa sau nu, pentru că tu ai semnat ca prostul și ai fost de acord. Nu, dar asta a fost preferința <coughs> Sau în cazul... Îți respect preferința. În cazul prezentat de Gabi, da, n-ai semnat ca prostul, chiar asta vrei. Pentru că știi că nu vrei să-ți lași telefonul sau tractorul pe mâna lui Jean Ferentari, care are el un... sau de Nobor, care are el un atelier de ăsta de reparat pe sub mână chestii. Și asta e. N-ai vrut să... Ai plătit un premium, dar ai abonament, ai garanție mai mare, ai garanție mai lungă. da, ți intră în garanție niște reparații în plus, de exemplu. Da? Te costă. Astăzi se costă mai mult la reparație de dar nu contează. Uh, da. Înțeleg punctul vrei uh, să zici? A, Problema pe care o avem e fix asta: că suntem într-o dihotomie din asta în care noi vrem de fapt să o rezolvăm adunând tot, vrem să fie și ieftin dar să fie și fata virgină cumva, adică bă, nu și exact asta e problema da? Ăia care sunt proprietarii hardware-ului în sine, da? cei care fac tractoarele, John Deere și ceilalți da? A, ei vor să știe că sunt puse acolo numai piese pe care ei zic astea sunt, le-am verificat, le-am testat, le-am nu știu ce. Are sens în absolut toate locurile? Probabil că nu. Dar asta este ce își doresc ei. Tu atunci când cumperi de la ei, astea sunt condițiile în care le cumperi. Dacă ieși din afara, în afara ecosistemului ăsta, o să meargă mai ieftin? O să meargă mai ieftin. O să meargă mai ieftin tot timpul? Nu se știe. Nu se știe. Dacă ai nevoie să intri înapoi în ecosistem, exact ce am zis. Fata nu mai e virgină. Supărarea este că. Na, uite, tu ai început cu. Ai fost de acord cu chestiile alea. Oamenii o să zică: Eu sunt agricultor. Eu trebuie să-mi cumpăr un tractor ca să am grijă de familia mea. Nu se poate și nu am ce variante de tractor să iau, stai că știi. O să Cum să n-ai ce variante de tractor să ai? Toate? Se fac tractoare în Bulgaria, păi care nu, nu sunt John Deere, sunt de 5 și ori mai ieftine. Păi nu mă lasă să mi-aduc. Cum să nu te lasă să ți-aduci? Ba, da, Bata, te lasă să ți-aduci. Aici, aici voiam să ajung. Dacă ai o piață și ai de ales, atunci foarte bine o să, -ți, o să găsești să-ți iei chestii potrivite dorințelor tare. Problema e când ai bariere de nasă de intrare în care statul zice... Avem, aveți voie decât dacă tractorul păi are șapcă. Zic, <coughs> și mai nu degrabă o să aibă la John Deere ai bariere de intrare. Yes. Că astea nu știu dacă se fac în Europa. Mm, e, nu știu. S-ar putea să se, mul... se fac în Suedia. Sau, oricum, mă rog, sunt huzvarna alea care se fac în Suedia. Avem tractoare dira. românești. Dar în Bulgaria, <laughs> asta zic, alea din Bulgaria vin fără taxe. mai multe... Că să nu e. Sunt, sunt alte motivări ale argumenturilor. să, De exemplu, ai putea să ții iei un John Deere pe fonduri europene, dar are bulgării, spune că nu intre pe fonduri europene. Ca ouăle de prepeliță. Pe da, sunt <laughs> tot felul de jocuri din astea și omul își face m un calcul din ăsta Da Mă odată complex. ce ai, odată ce ai pus <laughs> mâna pe banii pătați ai statului, ai intrat în hora acum <laughs> Sau mă rog, te lași. Păi da, Zici, și el, și el o să zic, zic. Păi, dar n-am bani să-mi iau tractor dacă nu pun mâna pe ea. Păi, na, nu trebuie să fie toată lumea agricultor, adică, ok. E? Nu, nu dar am nevoie pentru familie. Iarăși, nu trebuie să fie toată lumea agricultor. Dacă nu ai cu ce, nu ai cu ce. Nu. N-a venit dreptul de la Dumnezeu, domne. Tata meu a fost agricultor și eu trebuie să fiu agricultor, ca așa Bata. e datina dântotă în fiu de la Dumnezeu încoace de când ne au lăsat pe acest neam, pe acest pământ. Să -e, așa trebuie. Ba nu, așa e. <laughs> Altceva. Pe mine mă interesează ca piața să fie liberă. Dacă vreau să-mi aduc tractor de la Honolulu, mi-aduc tractor de la Honolulu, e treaba mea cât mă costă. Ar trebui să n-am taxe de intrare, să n-am bariere de intrare. Singura chestie care ai putea să, să ți imaginezi că o să zică cineva, mă, totuși să vedem care e frâne și nu o să dai peste oameni dar asta e din seria prevenție obligată, dar mă rog. Și după aia vreau să-mi aduc diesel de unde vreau eu. Am, am, cum, am da cu cardul pe net o să-mi vină un camion de motorină. De unde? Din Irak. Poți, ca să, apropo de piață liberă, deci eu, cetățean, individ, născut viu, <laughs> ar trebui să pot să-mi cumpăr ca să înțelegem în piață. Ar trebui să-mi cumpăr ce vreau eu. De ce nu ai voie? Care-i pretenția astăzi că n-ai voie? Ca să nu se întâmple lucruri periculoase. E neconform dieselul, emite nu știu ce sulf, figuri. Foarte bine, lucrurile astea pot fi dovedite ori înainte, ori după. Eu mi-am adus un diesel mă prinde vecinul că îi trag cu sulf în cap de la tractorul meu. Ce faci, vecine, dai cu sulf? Despăgubiri. Imediat oamenii zic că mă n-am chef să devoltez despăgubiri moșul nebun care e vecinul meu, tradițional. Îmi iau diză, diesel... alo, domnul Irak, vă rog frumos, minteți? și mie fără sulf, că am un vecin de mă doare capul cu el. Ai rezolvat-o. Dar ideea este că piața ar trebui să, așa ar trebui să ca să pui mâna. Ce înseamnă piața asta liberă? mi iau tractor de unde vreau, îmi iau îngreșăminte de unde vreau, îngreșămintele alea, dacă se duc prin pământ, prin pânza freatică, nu știu ce, cineva o să mă prindă că de la mine niște nasoale, da? Externalitate negativă, mi iau diesel de unde vreau, le strâng, îmi fac siloz, le vând, le țin, treaba mea, treaba mea ce fac, atâta vreme cât nu să fac stricăciuni oamenilor. Măi, cum se poate să nu faci stricăciuni? Ce facem? Stăm după tine să te prindem? Merg eu cu grijă cu el. Da, exact. <laughs> nu, ideea este că... A, a, păi voi trăiți într-o lume din asta ideală, așa. Nu e ideală, este... o prescripție despre ce ar fi... bine și corect. Da? Că nu faci rău altuia. Și în timp ce ești liber... Iar okay. așa ideală, că... Hai. Da, tot s-ar întâmpla. de răspândit. Adică, nu și greutățile inerente vieții, unde vând, cum negociez piața, ce, ce, fel de uh, recoltă să facă, dacă fac ce fac ei o să vând ieftin și Era... cu rămân. Era unul Twitter, <laughs> că și că anarho capitalism e un termen inutil și înfricoșător. Înfricoșător în mod inutil. Uh... Care ce spune? Că să ai serviciile de apărare, și cum ai la telefon cu Da, la fel și cu tractoarele astea. Uite, mi se pare că sunt două chestii aici mari în capitolul ăsta. Unul e, hai să încep cu al doilea. Ok, sunt mai proaste, să strică mai repede. Blog zice, so what? Și dacă e planificată? Da, e planificată. Dacă e un pahar de plastic, știi că o să se strică. Da, să strică, nu o să aștepți să țină ca unul nu știu, mai rezistent. So what? Deci dacă ăștia păi sunt de dacă. acord consumatorii, care e problema? Asta e poziția a doua, să zicem. Deci chiar dacă ar fi intenționată, nu am nicio problemă cu asta, lumea nu. e de acord. Primul ar fi ăla în care discută despre concurență, ar fi că... Eu aș distinge între lucruri proaste așteptate și lucruri proaste neașteptate. Hai să zicem că în scenariul pe care tu mai l-ai discutat erau lucruri proaste așteptate. Omul știe că dacă dă 2 lei nu o să primească chestii de nu? mii de euro. Că are cum. Primește chestii de... Un leu dai, un leu face. El discute și scenariul ăsta în care sunt lucrurile proaste, hai să zicem, neașteptate. Un fel de cartel. Ești cumva prizonierul unor firme care ăștia produc lucruri proaste, dar tu nu ai unde să te duci tu ai vrea altceva, nu N ai vrea chiar chestia aia. știi, ăla a... îți dă chestii de un leu și tu ai vrea chestii de doi mei, să zicem, mai... mai, bune. El folosește, na, în termenul normal, mi se pare că, că distinția mea ajută a... mai, bine. bine, știi? Și na, discută argumentul la clasic, anti Cartelizare. cartel, că unul pleacă și... O să fac un pic mai bună da, și deja da, rupe cartelul. Da, da. Eu mai am pentru, anumite, dacă... pentru tratarea acelui argument în uh mare detaliu, episodul, nu că nu le mai pun, le căutați și voi, nu, nu, mai pun asta, episodul 167 din podcast în care am discutat, îi spunea episodul greu cu prețurile, am discutat când făceam cartea lui Hazlitt Economia într-o lecție, da, analiză strict economică, discutăm și situația de monopol și situația de cartel. Și eu mă supăram o parte din ce ai zis tu Costel este o, o, înșelă, o înșelătorie care se întâmplă în piață deci ai promisiunea că lucruri care țin deci un pahar știi că e de unică folosință când a, visul oamenilor că vezi aici vine partea asta de autoiluzionare visul oamenilor e, e că băi îmi iau o mașină mă ține mă ține Mă ține mult. Mai țineți minte. Și stai că ajung unde vreau eu să fă o fac așa. Mai țineți minte cum țineau mașinile pe vremuri și acum ia, uite, să strică, să făcute dintr-o tablă, subțire. La la prim, la la la. -o. Deci dacă uh -huh. ea le fac să se așa fragile, piața uh -huh. apare unul care e și rezistent. Yes. E, deci e nu știu ce, dar și rezist. E ca bicurile, ca brichetele. Da. Dar deci chiar. Și rezistă și o pe ea care vreau să fenteze. Da, și ție de dar e și da, scenariul în care omul știe că nu o să primească nu, dar nu o să primească. Eu vreau să fac altfel de contraargument. Deci ai Mercedesurile alea vechi care merg și astăzi. Pot de cal, cobrele. Extraordinar. Nu se strică niciodată. Tradițional, un milion de kilometri, nu știu ce. Foarte bine. Te-ai cumpăra astăzi o mașină din aia, că deja oamenii se așteaptă să aibă tot felul de specificații noi, să se conecteze cu telefonul, să bluetooth, să nu știu ce boxe, să... Mie mi-a zis cineva, lasă-le să se strice, eu eram, de ce să strică lucrurile, vai, e groaznic. Mi-a zis cineva, păi lasă-le să se strice că ți una mai nouă, că e mai mișto. Aia nu, ideal ar fi să... Da, e clar. Dacă ar fi, nu știu... Să fie realizat. alegerea omului, da. Nu, nu. Să țină ai luat-o, da, ce se până la sfârșitul veacului, știți? O lași moștenire, da. Din punct de vedere economic. Stai, tehnic, postă. Postă. Lucrurile, mașinile, țin. Deci gândește la colecționarea aia, care le îngrijesc, ele tot schimbă piesele și le țin, nu știu Dacă o băgai pe aia cu spițe din film. Dacă le îngrijești. Deci ai cu ea până la satul mare, te ține. Era în vechile programate, era... Din, de din punct de vedere economic, de asta am, și făcut, azi și trebuit să mă, să dau cap în jurul capitolului ăsta, ca să facă sens. Din punct de vedere economic, e posibil să implementezi învechirea asta planificată. Dar, care sunt factorii care intră, care sunt factorii de decizie care intră acolo? Și o să reluăm cu ocazia asta și și uh, argumentul simplist care merge la mintea omului. Zice așa, domne, dacă ar face ăștia mașini bune, da, care să nu se strice să țină 20 de ani, n-ar mai veni nimeni să cumpere, să cumpere mașinile lor decât după 20 de ani. Nimic mai fals. Există lume care cumpără mașini în fiecare an, există unii, deci tu, tu ți-ai cumpărat mașina cu 20 de ani, da? Dar după tine au mai fost alții care și-au cumpărat în anul următor, după tine au mai fost alții care și-au cumpărat în anul următor și așa mai departe. Deci există un număr. Cumva, numărul de vânzări de mașini e oarecum constant, mă rog, mai puțin dacă nu vine o pandemie. E oarecum constant în fiecare an sau chiar în creștere. De ce? Pentru că populația în sine e în, oarecum în creștere. Da? Și chiar în țări în care populația este în scădere, precum Japonia, da? În continuare, industria auto e unul dintre ce mai bine, că ea vinde și în restul lumii, dar inclusiv în țară nu-și face probleme de genul ăsta. Acum, gândul ăsta simplu e, păi nu că o fac mai proastă, ca peste câțiva ani să fie, să crezi din nou cerere, să crezi, să văd să crezi da, dar tu dacă faci chestia asta, sigur, poți să o faci. Acum, întrebarea este, vrei să o faci bine sau nu vrei să o faci bine? Că dacă vrei să o faci așa la anime reală, zici, asigură-te că în trei ani să, să, strică și asta e, adică scoți din burtă trei ani. Dar dacă vrei să o faci bine, trebuie să calculezi perioada de învechire planificată și să o calculezi corect reflectat la dinamica pieței. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu trebuie să prevezi care este hitul, care este damage-ul pe care ți-l face faptul că dintr-o dată ai început să faci mașini mai proaste la marca ta și la retenția și la câștigarea altor consumatori. Dacă tu da. faci cerere, dar la anul, la peste 5 ani, 7 ani, poate mi-au -mi de la alții. Exact, asta dată. 2, trebuie să prevezi cumva evoluția pieții pe termen lung ca să vezi care e momentul optim în care tu trebuie să începi să înlocuiești mașinile pentru că altfel le produci pe stoc. Ceea ce presupune că să știi o, care e cererea poate ta. Poate le fac și mai eu, prost. Păi, trebuie să știi care este cererea ta, care este cererea către ceilalți, să prevezi evoluția cotei de piață. în toate că De exemplu, spre exemplu, ce te faci tu dacă ți se strică toate mașinile în șapte ani, dacă cumva ai reușit să câștigi o cote de piață foarte mare, astfel încât peste șapte ani ai toate comenzile proștilor tăi care ți-au cumpărat mașinile gata să se strice, da? Dar mai ai și comenzile de la proștii la alți care încă nu s-au prins de planul tău, dar vor să-și cumpere mașinile tale. Și tu peste șapte ani o să intri în cofă, pentru că o să ai de trei ori mai multe cerere decât poți să duci. Le vinde mai scump. Deci, <laughs> măcar, vin, măcar să ai. O rezolvă deci de preț. E, Păi nu, că dacă le vinde mai scump, pierde cota de piață. Toată, toată, toată chestia asta este ca A să știști cota de, da, de piață. Să da, să joci doar pe cota de piață. Da. Deci să -o, o calculezi prea bine, da. Ei, ea este că e un calcul atât de fin și care presupune atât de multe variabile încât și dacă ar face cineva, e foarte posibil să dea, să dea greș. Nu e riscant, că nu, de știi viitorul. Că exact. viitorul, asta e problema. <laughs> Și acum, ok, la mașini să zicem că e mai cu duși întors, dar te gândești la mașini de spălat sau la nu știu ce. Aceeași problemă se pune. Oricine poate să facă, poate să ia o, o, fabrică, să pună o fabrică de mașini de spălat undeva la Bragadiru, da? Să-ți fac concurență, ca să nu mai vorbim de faptul că exact asta e problema: că tu trebuie să prevezi și că jucătorii din piață rămân oarecum aceiași, pentru că dacă cumva se produce, asta e o altă treabă, dacă mm. cumva se produce un avans tehnologic foarte mare în perioada sau între perioada, de fapt în fiecare an o să fie perioada yes. da în care tu așa vrei să faci chestia, păi s-ar putea să te scoată din piață pe natura unui progres tehnologic. Vin unii și fac o mașină care consumă extraordinar de puțin, să zicem că asta este ceea ce preferă oamenii, este, consumă extraordinar de puțin, e foarte confortabilă, aproape că plutește, are suspensii care nu se rup și tu o să stai cu flota ta de mașini pregătiți așa, dar nu mai cumpără nimeni mașinile tale pentru că dintr-o dată ești produsul tău, este perimat din punct de vedere tehnologic. De asta e o strategie care e pare simplă atunci când te gândești la nivelul de bază de jos. Bă, păi normal că fac așa ca să văd mai multe. Da? Dar în clipa în care trebuie să intri în, în părțile din spatele strategiei, sunt niște calcule atât de complexe încât e mai simplu să nu faci asta. Da? Și atunci dacă nu faci asta, se pune problema următoare. Cu toții avem senzația că lucrurile de astăzi sunt din ce în ce mai de proastă calitate. Se strică mai repede și sunt din ce în ce... De ce se întâmplă acest lucru dacă varianta asta de bă, învechire planificată, care, atenție, e mai ușor de făcut pe parte de software. da, yes. E mult mai ușor de făcut pe parte de software și pe parte de piață de telefoane unde s-au și găsit dovezi din punctul ăsta de vedere. Yes. De ce? Pentru că acolo e mai ușor de prevăzut uh, progresul iar cotele de piață sunt relativ stabile. Dar pe dar problema pe care o avem noi nu avem cu telefoanele mobile, avem cu toate lucrurile. Toate lucrurile tind să fie mai proaste astăzi decât zicem. erau acum 20 de ani. Nu zicem noi, dar eu o percepție pe care, uite, de exemplu, eu am da Ce mai proaste? Da. Astăzi decât acum 20 de ani. O pereche oh. de pantofi. Gândește la o pereche de pantofi. No, se pare că... Nu, eu cred că e o problemă de inflație. Eu Eu cred că e o problemă de inflație. Exact. Asta este problema. Este o problemă. Pe de o parte e o problemă de inflație și pe de altă parte este o, sunt, sunt, de fapt sunt trei probleme. Adică care la bani, la bani o să ai mai proaste. Dar de fapt s-au mai mult. în același timp. Yes. Da? Unu, avem istoria comunismului care nu făcea lucruri stabilind standardele de calitate luate de pe piață. E foarte posibil ca noi când am ieșit din comunism să fi avut lucruri mai bune decât ne permiteam noi să cumpărăm la vremea mai respectivă. Mai durabile, nu mai, mai durabile. Da. n-ar fi fost... Mai e... de calitate decât ne, ne, decât ne am fi permis noi să cumpărăm din sărăcia noastră pe care o aveam atunci. De ce? Pentru că era lipsa uh, pieței și lipsa unei uh, factor uh, unei uh, cum mecanism să spun? Stabilirea unui mecanism de stabilire a prețurilor corect, da? Putea să facă produsele comuniste să fie făcute mai de calitate în pierdere față de firme și de unde știm că în pierdere față de firme au doar toate faliment. În clipa în care am intrat pe piață, au dat toate faliment. Da? Și alea care n-au dat faliment și au, și au rezistat un pic după, după 89, au dat până la urmă toate faliment. Da? Era o firmă de, care făcea niște adidas din piele. Alimentat trăi... 3. Dețineau ani de zile. Ani uh -huh. de zile, da? Bă, dar erau foarte ieftini. Ce s-a întâmplat? Iar au dispărut. Înt Într-o zi magazinul lor de desfacere al fabricii nu a mai existat. De ce? Pentru că nici fabrica n-a mai existat. De ce? Pentru că produceau la o calitate la cost, la mare? Prețuri, la o calitate mare pentru prețuri mult prea adică mici. pe piață le erau mai scumpe. Da. Da. Și rezista și fabrica. Și, și acum, zis în da. da. uh -huh. zi zilele noastre, poți să-ți cumperi lucruri de genul ăla care țin dacă asta îți dorești, Uite, să facem cu mașinile de spălat. Deci poți să-ți cumperi mașina aia de spălat care se pronunță cumva, care te ține garanție pe viață. Da? Da. Mile. Aia daneză, da? Mile, o Da, așa, aia daneză. Și, și eu m-am gândit, deci eu mi-au o mașină de spălat care mă ține, să zicem, cât mai trăiesc eu 50 de aia, ani. dar costă cât 10 mașini de spălat. Așa, exact. Și costă obișnuite. cât 10 mașini de spălat. O mașină de spălat obișnuită, o zecime, cât te ține aia? Cât te ține eu zic 10 ani? Dacă nu-ți bați joc. De ea, whatever. Uh, te ține? Mai mult, mai, mai puțin. Mai puțin. Uite, eu, am, ține una, eu am una puțin. care m-a ținut mai mult de atât, da? Dar e adevărat că am folosit-o oarecum Oradic? Destul, nu. Cât, cât, exact. cât o folosește exact. un om ideea, normal. Na. Ideea e că mașina aia te ține dar o să aibă specificațiile de acum da, 50 sunt, de ani. Dar sunt sigur că următoarea nu o să mai ține atât. Știu sigur că următoarea nu o să mai țin atât. Și, și de ce nu o să mai țin atât? Răspunsul e la dat Alex la începutul discuției mele. Pentru că inflația ne-a sărăcit pe toți. Da? Noi după 89 nu ne-am dat seama cât de săraci eram de fapt și produse de calitate, ce produse de calitate am și atenție, produsele alea de calitate erau de o calitate relativă. Uh -huh. Dacă mai țineți minte, lucrurile cele mai bune pe care le le, le găseai în România erau alea refuzate la export. <laughs> da? Ce înseamnă că erau refuzate la export? Erau prea proaste ca să se vândă în, în vest. A, mă rog, nu da? trebuie să Dar eu. pentru noi erau fantastice. Da? Asta ar fi una. A doua chestie care s-a întâmplat la nivel mondial a fost mutarea uh, industriei manufacturiere din toate statele în China. Da? Ce a însemnat chestia asta? Păi, în primul rând, a însemnat un câștig pe termen scurt pentru toți aceia care făceau chestii. Uh -huh. De ce? Pentru că prețul în sine a rămas sus. Da? Dar, după, le, după, le după, după 25 de ani de inflație, da? Deja suntem înapoi acolo. Deci, bine, suntem înapoi acolo de mai, de mai bine de 10 ani. Că uh -huh. de vreo 10 ani a început să apară problema asta. Că și hainele nu mai țin cât țineau înainte. Uh -huh. Da? De ce? Pentru că am ajuns astfel încât calitatea produselor se pliază pe sărăcia noastră. Îi uh -huh. vest nu erau așa de săraci în 95 când au plecat toate către China. Da? Între 95 și să zicem 2002-2003, ăia care și-au mutat afacerile în China au luat. Pro, au luat Parnos-Barosan acolo. De ce? Pentru că ei au continuat să vândă la prețuri pentru Belgia sau pentru așa, uh -huh. dar ele nu mai erau făcute în Belgia. Uh -huh. Erau făcute în China, erau la costuri mult mai mici. Da? Între timp, însă, s-au devalorizat, devalorizat monezile peste tot, astfel încât am ajuns să se vadă calitatea în invers, să se vadă sărăcia noastră în calitatea asta. Să spunea mai mult, era în popor o vorbă, ești prea sărac ca să-ți cumperi lucruri ieftine. Asta era înțelepciune populară. am ajuns în punctul ăla în care suntem săraci, cumpărăm lucruri ieftine și ne plângem că se strică. Lău supărarea oamenilor. Și dăm vina pe vreo conspirație fantasmagorică. Supărarea oamenilor este că și dacă îți cumperi o mașină un spălat scumpă, Până și aia se strică. Asta e, ar fi supărarea asta, dar a ține mai mult aia scumpă. De fapt, de fapt, ține mai mult și plus că, de fapt, ai putea să zici că e o, o funcție a pieței în care nu mai ai ofertă lucruri trainice pentru că ar fi scumpe și oamenii nu vor să dea atât cât ar fi. Deci chiar și alea scumpe... Păi nu, ai, nu, ai, ofertă stai. pentru că tu ești sărac, asta e problema. deci, tu tu n-ai dat banii pentru alea, deci viața se reglează înainte. Deci chiar și alea, chiar și alea, așa numite astăzi scumpe, sunt de fapt un preț mic pentru nivelul de sărăcie pe care îl avem. Plus, eu, e și complicat, că, complex, pardon, că oamenii și doresc multe lucruri. Deci oamenii vor să-și permită astăzi multe lucruri. Vor să-și ia și rotinete, mașini, avioane, drone. Și doresc oamenii în casă <sus> să aibă pe lângă gospodărie și zic, păi, trebuie să mi le permit că suntem în 2024. Un argument din ăsta extraordinar. Și ce să, cum să-și permită? Păi dacă cumperi lucruri ieftine, iar dacă sunt în partea scumpă a ele o să fie făcute ieftin ca să, o să ți le permiți. Dacă vrei o mașină să țină nici ca aia de 100 de ani, dar nici să se strice după 70, o să coste mai mult și n-ai cerere pentru ale. Asta ar fi N-ai <laughs> cerere pentru că populația în sine, peste tot în lume, a fost sărăcită de guverne prin tipărirea de monedă. Și prin îndatorare efectivă, adică nu nu e numai tipărirea de monedă. În datorare, în sensul că au luat în numele tău. Te taxează ca să-și plătească ei, datoriile da. lor. Trebuie să mai introducem Aha. și motivul ăsta al modei, care este numai la haine, probabil, și la telefoane și la mașini, probabil. Îți dorești uh, să le schimbi uh, deci Chiar dacă o haină ce mai ar ține șapte ani până să se rupă, după un sezon nu vrei să o mai porți. Pur. pur și simplu. Atunci preferi una care mai are o durată de viață de un an sau o yeah. La fel la mașini, domne, eu aș vrea o mașină, zice, în 2010. care avea Bluetooth, acum vreau una care să fie, nu știu, să aibă... CarPlay, da, gurii. ceva. Deci nu pot spune că e anticipat asta. E, da, de e plus, ce să o facă de șapte exact. ani dacă tu te închei uh -huh. după un an? Știi uh -huh. Da, exact, da. Adică mi se pare că producătorii sunt foarte. mă gândesc la cei care. la producători de sucuri. Tot timpul caută tot felul de arome. Ai să fac căpșune cu pepe. prim încearcă să anticipeze și fac studii de cam ce ar vrea oamenii. A fel, probabil că și la mașini și la telefoane. Ne vreau așa, vreau așa, dar stai că poate vreau mâine, vreau altfel. A făcut un tip foarte haios care explică inginerie pe internet. A făcut o analiză, aveau el ceva de discutat despre o pf, onda Civic. A zis, mă, Honda Civic cu 20 de ani era 12.000 de dolari. Le scot din burtă, dar o să înțelegeți ideea. Zice, astăzi, Doamne ferește, 22 de mii, cum no, să e poate mai zi? mult, dar oricum. Mă rog, era o chestie de baza uh -huh. sau nu știu ce, whatever. Zicea, dar fiți atenți, are mai multă putere, consumă mult mai puțin decât aia, are tot felul de specificații noi, nu știu ce. Zice, dacă ai uh, lua mașina veche, care vag s-apropia de astea, costa, nu costa 12.000. A, a mult mai a, cu specific, deci mașina veche care se apropie de specificațiile de bază datari de azi. Aia costa mult mai mult și dacă comp, a, factorizezi inflația, de fapt mașina de azi e mai ieftină relativ față de cât ar trebui să fie. Deci ceva ei și au îmbunătățit acolo și au optimizat, nu știu ce și sunt în stare să ți o dea calculând și inflația ți-o dau mai ieftin azi. Deci la lumea să uită la cifre. Și oamenii să plâng mereu de... Oamenii spun, bineînțeles că na, educație financiară, oamenii spun scumpiri. Și i-am spus, domne, când un lucru devine rar, ăla să scumpește și după aia o să vină pe piață din nou lucruri și se și ieftinește. Ca un lucru să poată să scumpească, trebuie să poată să ieftinească. Dacă toate prețurile doar cresc, aia nu e o scumpire. Și este o... El va. Acât pe emisiune. E în browser. Ce, Ce trebuie să mă întrebi cineva? Da. Mă rog, whatever. <coughs> Basically, basically. basically, ideea este că, că se când inunzi produse existente astăzi, le inunzi cu bani, fiecare obiect o să aibă un preț pe cifre mai mare. El nu s-a scumpit, ci doar a absorbit inundația de, de bani injectați, mm -hmm. bani mm -hmm. falși de la, de la banca centrală. Te mă la asta, că nu pot să face... Uite, și pantofia nu puteau să-i facă, știi, la prețul ăla. Nu poate să țină țin atât, știi, și la bani. Da, cu, la da. condițiile economice, știi, nu tehnologice. Asta era problema comuniștilor. Da, tehnologice. nu da, e o fază ținând. Da. Păi, e o fază. Că de obicei, astea, produsele de vreo comuniștilor, țineau așa mult pentru că erau foarte butucănoase. Știi? Foarte... că o reche de adidas, să zicem, sau de încălțăminte, îi pui tu acolo plumb, nu știu. Yeah, ok, <laughs> hai să nu, nu exagerăm. Nu, nu, da. La nu exagere. Ok, șapte <laughs> feluri de piei de alea dure, știi? Și uh -huh. deci se, să se, se, lua pielea dacă erau prea strâmb să ce. Da? Nu sunt, erau flexibile, nu erau comode nu, transpirau picioarele, să zicem, da? Nu erau cu, știți acum cum sunt frăcute cu zintra aerul prin ele. Cu cu Sigur, uh. Ah, plus că mai e o fază la încălțăminte și la haine cu copii. Deci încălțămintea de copii trebuie să aibă o durată de viață extrem de mică, pentru că nu poți să... Bine, mai, e, doi. mai e o copii trebuie să-i crești pe plajă să meargă de sculți. <laughs> O să lase, știi, dacă Asta e, mai e o discuție despre secondary market, că bă, a, la chestia asta. Astăzi, eu sunt șocat ce prevalență au, luat thrift store -uri. mă rog, atunci când spui thrift store ești puțin foarte poș, da, dar magazinele second hand. Da? ce amploare au luat chiar și pentru România magazinele second hand de exemplu în urmă cu 10 ani poate erau două în, în zonă. Mi se, mi se pare că au avut un, un mare <coughs> boom, dar acum nu știu și acum zici în că sunt? În centru Brașovului ai două magazine second hand pe, cu produse așa zis de lux pe pietonala din centru a? arată sunt da. Nu sunt rezistente sau sunt rezistente? Ce? Sunt rezistente, de-aia nu mai apar. Uh, uh. nu, ideea e că există, deci pentru un produs de genul ăsta care are o viață, să zicem, mai lungă decât vrei tu. Dacă Să duse Gabi exemplu fashion, da? O port un sezon și după aia nu mai vreau. Da? Ok, o dai la, o dai la second hand. Să zicem, să zicem, da? Cumva ajunge Sau o dai cuiva, nu da. știu, și e, ea se ajunge la mâna a doua, da? Bun. Uh, dar și asta e o chestie care a apărut nouă și ar fi un... Uh, uh, cum să spun? E un semn că se întâmplă ceva. E un semn că s-a schimbat cultura de consum, e un semn că s-a schimbat uh, structura de producție. Sunt tot felul de semne de genul ăsta. Sunt producători care ascultă cumva de de clienți până la urmă. De exemplu, ai producători de mașini care au văzut că oamenii, mă rog, unii specializați, de exemplu, pe off-road, au văzut, mă, ăștia vor cu, cu niște piese anume și, -și au, nu mai cumpără ce facem noi acum chestii moderne, își tot cumpără din alea vechi, că le folosesc lor pentru off-road și au ajuns, păi stai că le facem și noi, ca înainte. Cu chestii moderne, au Bluetooth, au tv nu știu ce, și le fac. Mă rog. Toyota 70, 70 Series, de exemplu. Și e ca aia veche, dar e mai nouă. Deci fă câte așa aia veche, nu? Auzit. Ar fi ok. Uite, uh, bun, deci... Cu -o. A, ca să, să trecem rapid și prin argumentele pe care le face bloc aici, în, așa că unul dintre argumente de care nu ne-am atins deloc e ăsta că uh, facem risipă epuizăm resursele tot construind că mai bine să construim produse mai durabile decât așa. Bă, și, și bloc spune, nu se știe. Iar nu, nu se știe, adică felul în care, și asta e, bă, bă, o să vă trimitem și să vă uitați la capitolul bă, în care discutăm conservaționismul atunci când discutam manifestul libertarian de la Rothbard, singurul fel în care poți să nu ai resurse, să nu ai risipă, este dacă ai o piață liberă și consumatorii decid prin prețuri ce să vinde și ce nu să vinde. Da, asta e singurul fel. Nu poți să spui nu trebuie să ai să țină ce țin 5 ani, nu trebuie să ai trebuie să țină... Păi da, da. Uite, alea comuniste țineau 7 ani, da? Dar câtă risipă de resurse se făcea acolo, de fapt? Și mai ai, mai ai o chestie. Ori, ori s-ar putea ca toate lucrurile astea care se strică să fie aruncate undeva unde fac o poluare, fac o externalitate negativă și astăzi nu poți să te aperi de ea, cineva zvarsă niște chestii nasoale sau zice lumea, păi s-a consumat, nu știu cât, energie ca să se facă mașina aia și ar trebui să țină mai mult ca să ai un fel de return on investment. Ideea e că, păi stai puțin, hai, unul pe două parte, hai să producem mai multă energie, deci mai lăsați niște nucleare, sau treaba lor lăsați piața. Nu se uh, cu ce a zis, valide, da, e da. că astea durabile și cum erau memele alea cu mașina electrică care avea cărbun în spate, avea deci da, de da. nu avea nicio treabă. Cu... Da. Produselor astea ieftine, care nu țin mult, consumă resurse mai, mai, puține decât cele durabile și în capitalism. Da? Vrei să-ți bagă aici pe uh, Wi-Fi uh, conexiuni din grafitul nu știu care uh -huh. și aurul nu știu care vrei să țină nu știu câți ani costă. Mai mult să le extrag, să le nu știu ce. Vrei să-ți pun niște tablă care o de la second hand, de la niște chestii reciclate, îți bag, da. Mai ieftin. Cum vrei. Și oamenii vor da. ieftin, dar după Când de la mobilă. E. Uite, asta e cel la mobilă. De la lemn presat de la... Da. presați. presat. Ce? Uh -huh. Sau iați un lemn tăiat proaspăt din... să fi, da, sau de cirești. asta e în favoarea... Păi nu e bun proaspăt. Fără ecologic, <laughs> că ale proaste se tot consumă. De ce n-ai pus aur să... să țină. Da. Da. Păi că nu cumpără lumea. Da, dracu, ai pus... să... Nu. <laughs> Vreau să zic. Sii de ce? Self-destruct. <laughs> pentru, că, pentru că aurul e mai scump, că e mai rar. Dacă tu te-a pus să consumi aur în ritmul în care nu vrei să consumi tablă, să putea să termine aurul. Auzi, Vali, ai zis -a din aur că piața o să hotărască Corect. cine ce merită să nu știe. Și asta e exact exemplu, am mai dat Costel de-a lungul timpului. De ce nu să fac podurile din aur? <laughs> Sau din platină. Sau din platină, nu, nu, din ceva, nu, din titaniu, nu ceva extraordinar. Nu contează ceva scump Sau, cineva, sau am, am citit-o pe undeva. De ce nu faci. Da, la. La, la Misesi, Nu, la, la Hazlitt a fost. De ce a, nu? La Hazlitt, exact, că discută și Hazlitt conservaționismul ăsta și a zis așa. De ce nu facem căile ferate? De ce le facem din oțel și lemn? De ce nu le facem frate? din platină? sau mm -mm. acum că pe vremea lui nu era din titanium și facem căile ferate din titanium nu mai trebuie să le reparăm nu mai niciodată, niciodată da. ha? la revedere știi? prețuri, realitate <gătă> uh, am zis apropo, am zis o prostie din aur în sensul că să se termina aurul că argumentul în sine nu e că se termină de fapt nu o să se termine nicio resursă cu cât ea devine mai rară. Ai dreptate, dar tu te-ai gândit la ce ar zice să se facă, dar se fără prețuri să termine. Poziția ecologistă ești că se termine. Da, da, știu, dar e o prostie. Se termine sau rata? Răspunsul a cu liberal, care nu e neapărat liberal. E ok, o zice și bloc, substituție, nu știu, caută ceva. Da. Da, da, atât de rar. A. Nu știu cum răspunde la asta. A, ah, e rata e prea mică de, până Ecologic... substituim. Ecologii. Ne trezim un... Da, 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 știu. Ecologiștii care știu să prevadă viitorul, dar cumva iese întotdeauna rău. Au, ecologiștii zic că vai o să se termine în ideea în care lucrurile ar merge așa cum îi duce pe ei capul, în care dispunem, deci ei și imaginează că cineva dispune deci, așa cum ar face ei. Nu ce ai certitudini, bloc sau Julian -ai, Simon, spun de că... care aduc argumentul ăsta, e domne, așa a fost, am găsit, nu știu ce, <laughs> o să găsim, printre ei găsim. <laughs> da, într-un fel să susține că ai, ai da, văzut. E o, e o chestie de probabilitate, da. bă, așa cum... <laughs> Deci dacă se apucă și să facă din, din aur, din titanium mm. Calea ferată de la Creva, la București. Mai au 2 km și nu mai au titanium. Și o descoperă nu știu unde titanium. Brazilia, ultimul titanium de pe pământ. Uh -huh. Ea nu se aibă bani să cumpere titanium din Brazilia. Dacă o să, o să dispună. Să acolo în pământ, spun eu. De... o să dispună. Da, să rămână în pământ, că o să-l facă din altceva. nu, da, e, corect. adevărat, o da. să-l facă din altceva. Dar Vreau să zic mai devreme, că ecologiștii își imaginează că cineva îi impune o chestie și se risipește ca normal că se termină, dar dacă e ai pe piață nu se risipește, că îi crește prețul. Mai crazy. Mai din forță pe ce? Ai crește prețul și da. da. Se reglează în piață. nu da, aici mi se pare că mai așa da. prezent argumentul e de Deci da, când se, se adunau jvabi din anii 70, hmm? era foarte puternic. Acum da. e încălzirea în globală, da. știi da. că te da. Bun, și ar mai fi un și o pe malul Mărie. O ultimă chestie pe care o mai zice bloc aici, încearcă o, un argument la uh, da? pe termenul lung, să soarele. <coughs> Bine, poziția lui pe termen lung, toți suntem vii, știi? <laughs> uh, și ce, să, fă, ce o să facem atunci? Păi uh, spune așa, că sau ori, ori, o să, ori o să fim în stare să ne mutăm pe o altă planetă lângă un soare mai tânăr, ca să ori, ori o menirea nu o să supraviețuiască. Dar ca să putem să ne mutăm pe o altă planetă cu un soare mai tânăr, n-ar trebui să mai punem frâne în privința avansului tehnologic. Că în general, toate problemele le rezolvă ecologiștii punând o în privința avansului tehnologic. că era o glumă era o glumă în felul următor. Știți, nu știu dacă știți că a reglementat coana UE, da? Santa Maria Esmeralda de Uniunea Europeană a reglementat că în toate produsele de telefonie trebuie să răspundă la standardul USB-C. Da? Și răspunsul este ce bine că i-a luat atât de mult să reglementeze, că dacă se grăbea mai repede... Rămâneam pe micro-USB. Rămâneam la USB 2.0 și la vitezele de transfer de acum 10 ani. Da? Așa și cu asta, că nu, nu ai de unde să știi atunci când vine... O onor uh, organul reglementator și să zică, gata, stop joc, uh, nu mai facem invenții. Nu mai facem invenții? Nu mai facem invenții. E de ajuns. Nu, să salvăm planeta dacă nu facem invenții. Auzi, uite, mă gândeam dineori la ecologiști, deci ei, aici, ei ar vrea să trăiască într-o natură, în stare de natură. Da? Și ce se întâmplă? Tu le zici, păi duceți-vă în pădure. Săracii, ar duce în pădure. Dar vine, peste da, ei, și zice, aici trebuie să facem nu știu ce drum cu tare. Deci, dacă ai avea jungle nu. în stare de natură, ar putea să. Alex, Ar putea să-și apropieze, lasă-mă să fac cu demoni. Da. Ar putea ei, dacă ar fi lumea liberă, iar ecologiștii, ar putea să-și apropieze zone uh, naturale și, după aia, să, ca proprietari, să se apere de ingerința poluărilor și. Uh, inf pe când ei vor acum să se înstăpânească pe toată planeta, deci ce sunt niște oameni. Un răi, bogați, proști, nu contează. Ce, ce s-au gândit ei? Domne, noi nu putem să cumpărăm toată planeta, că e complicat, că cu economia, nu știu ce. Hai să ne înstăpânim cu reglementări. Dar nu mai aveți voie să mișcați? Trebuie să ne întrebați pe noi. Nu. Ce Alex, hai să spun că de ce nu s-ar întâmpla așa ceva. Ia exemplu Danemarcei, da? care este extraordinar de orientată spre agricultură ecologică și tot felul de prostii și tot, dar și de, tot. ei, cum tot. să spun, țară de 6 milioane de oameni, în mare parte goală, face agricultură sustenabilă, reciclează tot, își ia energia din mare și din centrale termice și din, mă, din centrale eoliene și tot felul de alte trăznăi, da? Deci ai zice că gata, au rezolvat-o, nu? Na, da, știi care a fost uh, punctul cel mai fierbinte de dezbatere al partidelor socialiste, care sunt aproape toate, mai puțin unul, în, uh, în alegerile din Danemarca? Criza climatică, acum! Trebuie să facem ceva, acum nu mai putem aștepta, este nevoie să facem ceva acum. Ei nu, nu se vor potoli niciodată. De ce? Pentru că scopul ecologiștilor nu este altul decât să crească cheltuielile guvernamentale și puterea statului. Și dacă s-ar duce tembelia aia de care ziceai tu în pădure, și să presupunem că i-ar lăsa statul să ducă în pădure, dacă ar fi să își aplice propriile principii, să rămână adevărați propriilor principii, Simpii? da, ar muri de foame în două săptămâni. Că n-au voie să vâneze. N-au voie să vâneze, da, n-au voie să culeagă fructe, da, că de asta să ducă în pădure ca să stea la mama lor, da, să să fie la mama natură. să 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 fie liberi să și apropieze acolo. Atunci pot să culeagă să Nu, 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 ei nu și-ar da voie. Și pe principiul lor e să rămână natura. A, o rezolvăm mai repede. Nu prea rămân în natură de fapt. Cu experimentul astea nu. Colectiviste nu prea Bun Aș citi în încheiere felul în care încheie blocul capitolul ăsta Zice așa că dacă nu facem acest lucru Se referea la avansul tehnologic La încercarea de a găsi o soluție Dacă nu facem acest lucru Și dacă suntem motivați de frică Și nu avem încredere în capacitatea noastră De a face față provocărilor atunci vom acumula resursele pe care le avem în prezent și nu ne vom dezvolta mai departe. Vom aștepta în postura struților ca soarele să dispară și lumea să sfârșească, ignorând tehnologia avansată pe care numai creșterea populației și exploatării resurselor o fac posibil. Dacă vreți mai multe detalii, avem, am mai spus odată, capitolul pe conservaționism în care am discutat de Rothbard, se aplică inclusiv la primul capitol pe care l-am discutat astăzi avem partea de protecționism discutată, pardon, partea cu prețurile în care discutăm monopolul și cartelul la Hazlitt. Pentru păstăr stăvărache Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și răbdare. A ieșit mai lung episod decât de obicei. Asta e. Ne-am aprins. Țineți minte, statul te vrea sclav. E bine să te gândești și la libertate.